Da, unde mergeți formația acolo la Cox 100, telefonul 100 la încercură și vine sau... Da. Bună seara tuturora. Eu numesc Iurie Roșca, sunt de la Chișinău. Sunt editorul acestei cărți pe care urmează să o prezentăm astăzi și aș vrea să încep cu exprimarea unor felicitări speciale pentru Sărbătoarea Națională de astăzi, a tuturor românilor. Sunt foarte bucuros pentru această coincidență atunci când am decis organizarea lansării cărții prietenului meu, Lucian Seriz, Neurooperații. Am ezitat un pic dacă e cazul să facem acest eveniment pe ziua de 24 ianuarie, riscul fiind că nu o să avem parte de suficient public. Iată că, slavă Domnului, suntem suficienți oameni interesați de astfel de lecturi. Acum câte ceva despre autor, despre lucrările dânsului, despre cercul nostru de prieteni care cooperează la nivel internațional cu acest gen de proiecte academice, culturale, editoriale, mediatice. Domnul Lucien Seriz este francez, ați înțeles deja, este doctor în sociologie și în filozofie. Dânsul e specializat și pe științele comunicării. Până în momentul de față s-a editat 3 cărți. Eu am reușit să editez deocamdată numai una. Prima s-a intitulat A guverna sau guvernarea prin haos. A doua, Neurooperații. Și a treia s-a numit Revenirea pe Euromaidan în legătură cu evenimentele din 2014 de la Kiev. Sau despre războaiele hibrid ale NATO. Această lucrare apare în versiunea română, prima dată la Chișinău, sub egida Universității Populare, pe care eu o reprezint, iar la București apare la editura Mica Balache. De altfel, vă anunț și cu această ocazie că această lucrare pe care puteți o procurați astăzi în legătură cu evenimentul pe care îl avem, o puteți găsi de asemenea în librăria Eminescu, sub egida editurii Mica Valachie, doamna director este prezentă aici, doamna Mariana Heroiu. Mulțumim și felicitări pentru cooperarea pe care noi o dezvoltăm de ani de zile între proiectele editoriale și culturale de la Chișinău și cele de la București. Vă mărturisesc că intenția de a edita o serie de autori, tu traduci când te rog, Clement, nu uita. Vreau să-l vedeți pe Clement Sala, dânsul este jurnalist și expert în relații internaționale, care va face și pe traducătorul astăzi, îl va ajuta pe Lucien să înțeleagă ce vorbim noi aici și pe noi ce va spune Lucien Seriz în limba franceză. Deci, de câțiva ani buni, prima dată ne-am întâlnit într-o sală aici la București, într-un hotel, pentru a face un prim colocviu sau primă conferință dedicată lui Jean Parvulescu, marele autor român sau de origine română care s-a primat la Paris, marele necunoscut încă pentru România de astăzi, autor a 32 de cărți. Mi-aduc aminte că atunci când vorbeam în 2014 sau 15, cred că de față era domnul Gelu Voican Voiculescu și la întrebarea mea retorică, unul basarabean, și domnule, dar cum se întâmplă? Au trecut 30 de ani de când a picat fostul regim și în România nu s-a dus încă nicio carte de Jean Parvulescu. De ce oare? La care domnul Voiculescu a zis, păi de lene, domnul Roșca, de ce? Și mi-a plăcut replica, de aia m-am apucat eu și am tradus prima carte sub egida Universității Populare la Chișinău, care se numește Putin și Eurasia. Traducerea, toate cărțile pe care le-am tradus noi în ultimii 3-4 ani îi aparține unei doamne de la București, doamna Roxandra Iordache. Eu doar redactez versiunea finală și mai fac prefețe din când în când. M-a interesat foarte mult această orientare intelectuală cu totul specială a unui cerc de autori de vârf de la Paris în special, dar nu numai, nu numai și din alte țări, dar cei mai mulți pe care eu i-am frecventat în ultimii ani vin de la Paris. Unii numesc noua disidență europeană, alții numesc conservatori, alții tradiționaliști, autori antisistem, tot ce înseamnă contracurentului sau contracultură, pentru că trebuie să menționăm și acest lucru. Cartea respectivă a fost editată la editura Contracultură de la Paris în 2016, colecția respectivă fiind redactată de faimosul și scandalosul scriitor și sociolog Alain Solal. Boxer, da. Și eu sunt fost boxer, dar el e mai performant decât mine, nu numai ca boxer, dar și ca autor de cărți.
Titlul complet este Neurooperații, reflexie despre ingineria socială. Este o lucrare fundamentală pentru că meticulozitatea cu care autorul se axează asupra unor probleme care țin de piratarea minții este atât de subtilă și atât de bine documentată, încât chiar și pentru cei care au de noi au mai frecventat lecturi care țin de dezinformare, manipulare, intoxicare informațională și așa mai departe. Dominarea societăților de masă, iată că maniera în care Lucien se prezintă analiza domeniei sale este una foarte necesară, cred eu, atât pentru Republica Moldova cât și România. De aceea, cartea aceasta apare și la Chișinău și la București în aceeași perioadă. Cerătorul Lucien Seriz este foarte conștient că felul în care dânsul scrie nu este adresat unor mase largi. Este adresat celor care doresc să se dumirească ce ni se întâmplă în momentul de față, cum se întâmplă că sunt din ce în ce mai puțini oameni care sunt în stare să adune realitatea la oaltă, să-i găsească o expresie coerentă, credibilă, profundă, să aibă înțelepciunea de a reveni la originea problemelor care afectează Europa de astăzi. Și din această perspectivă, din acest mod de abordare a lucrurilor, bineînțeles că oamenii ca Lucien Seriz și ceilalți pe care eu am avut onoarea să-i cunosc personal și pe mulți dintre ei deja să-i și prezentăm în versiunea română, nu o să-i vedeți la televiziunile dominante de la Paris sau de la Bruxelles sau din alte capitale europene, mai mult pe media de alternativă, mai mult pe site-uri antisistem, mai mult pe prin diverse orașe din Franța, conferențind în cadrul Asociației Egalitate și Reconciliere, Egalitate Reconciliation, tot așa, un proiect care are diverse activități publice axate pe reinformarea publicului francez. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să fac o mică abatere pentru a vă incita curiozitatea, eventual, dacă vă veți interesa de cărțile pe care între timp am reușit să le edităm, să citez doar câteva dintre aceste nume. Așa cum am spus, Jean Parvulescu, prima apariție în seria respectivă, Putin și Eurasia, Hervé Juvin, foarte cunoscut autor, eseist, economist, expert în și consultant internațional, la ora actuală deputat în Parlamentul European din partea fostului Front Național, tot așa zic, în frunte cu Madame Le Pen. Zidul de Vest nu a căzut. Jean-Michel Bernache, războiul civil rece, teogonie republicană de la Robespierre la Macron. Ivan Blo, un alt autor foarte, foarte cunoscut, Europa colonizată. O altă lucrare care e semnată de Valéry Bugeaud, expert în dreptul internațional și în chestiunea monetară, și Jean Remy, bancher internațional, care se numește A ucide plutocrația, ghid practic pentru demontarea sistemului. Urmează Iosef Indy cu Mistica laicității, genealogia religiei republicane, de la Junius Frey la Vincent Peillon. În sfârșit, Hervé Juvin, guvernarea dorinței, iar la ora actuală deja este în curs de apariție o altă lucrare semnată de Pierre-Antoine Placvé, care se numește Soros și societatea deschisă sau metapolitica globalizării. O lucrare care urmează să apară, sper, și la București, împreună cu doamna Mariana Heroi, deja am discutat în prealabil la editura Mica Valachi și la Chișinău, sub egida Universității Populare, o lectură la fel de incitantă ca și cea pe care o avem astăzi la îndemână. Nu întâmplător, autorii pe care, sau mai toți autorii pe care eu i-am citat, se cunosc foarte bine, cooperează, rezistă în condiții de confruntare inegală cu curentul de gândire sau de non-gândire dominant în spațiul occidental. De asemenea, aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră și un alt proiect pe care noi îl dezvoltăm împreună de câțiva ani și care se numește Forul de la Chișinău. Forul de la Chișinău este un club de reflecție intelectuală, dacă doriți, și care reunește cadre universitare, savanți, autori de cărți, politologi, sociologi, filozofi, economiști, jurnaliști, oameni de cultură din diverse țări, din Europa Occidentală, Europa Postcomunistă, din Orientul Mijlociu, Federația Rusă, spațiul ex-sovietic în general, și care până la ora actuală a avut deja trei reuniuni internaționale de mare succes la Chișinău.
pot să vă anunț cu această ocazie că în luna septembrie vom avea o nouă reuniune la Chișinău. Această reuniune este importantă deoarece ne ajută pe noi oameni din diverse țări care se confruntă cu aceleași problematici să elaborăm o viziune coerentă asupra unor chestiuni care țin de relații internaționale, de economie, de probleme de civilizație sau de ordin demografic. Toate problemele cheie care astăzi, la ora actuală, sunt dezbătute pe larg. Sigur că, iarăși, internetul, site-urile de alternativă, presa de alternativă sunt cele care ne ajută să reflectăm astfel de evenimente. Lucien Seriz a fost unul dintre vorbitorii de bază la cele două colocvii, cum zic ei în franțuzește, mai mult decât conferințe internaționale, în decembrie 2017 și iată în septembrie 2019 la Chișinău, având niște comunicări foarte importante. De altfel, toate comunicările sunt prezente pe internet, pe grupul de pe Facebook care se numește Chișinău Forum, toate sunt în versiune video. Și toate sunt traduse în română, franceză, rusă, engleză, fără excepție. Și o bună parte deja în germană, nu datorită unui german, ci datorită unui tânăr entuziast austriac, care traduce de capul lui din propria inițiativă, Alexander Markovic este numele dânsului, traduce în continuare, imaginați-vă când s-a produs treaba la sfârșitul lui septembrie anul trecut, în continuare traduce intervențiile prietenilor noștri din mai multe țări care s-au prezentat în cadrul forului de la Chișinău. Revenim la această inițiativă de a iniția o serie de lansări de carte la București. Intenția noastră a fost să aducem în atenția publicului din România autori care gândesc ca noi, dar poate care sunt mai influenți decât noi, măcar din simplu fapt că vin de la Paris sau din spațiul occidental. Și noi fiind cu toții un pic întoși cu capul spre Occident, când îmi vine mesajul despre Occident, îmi înghit mai ușor. Că dacă vin eu din Republica Moldova sau din asta de la București, sau Doamne ferește, vine prietenul meu Alexander Dugin de la Moscova, nu prea e înghițit mesajul, da? E nevoie puțin de explicații suplimentare, cine și ce grad militar sau de servicii speciale are și așa mai departe, și de ce gândește incorrect politic. Deci înțeleg că aici ne-am adunat cu toții oameni care gândesc cam incorrect politic și în acest sens, sunt foarte bucuros că noi avem mai mult nevoie de astfel de comunicare, pentru că deseori ne simțim singuri atunci când căutăm să înțelegem ce ne se întâmplă, cum de am ajuns în starea în care am ajuns, mai ales că perioada pe care o trăim, ca întotdeauna în istorie, mi se pare una fără precedent, excepțională și așa mai departe, cum s-a întâmplat că s-a prăbușit lumea bipolară, am scăpat de comuniști, am dat de liberali, eu de pildă cel care, poate că ați auzit despre mine, cei care sunteți mai în etate, a fost un mare euro-entuziast și, o să spun, euro-latru, așa cum se exprimă francezii în limbajul lor specific și pro-NATO și pro-american și așa mai departe, de ură pe care o purtam regimului comunist și puterii sovietice și procesul de rusificare și așa mai departe, toată aventura noastră politică și personală de la începutul anilor 90 până mai recent. Eu am definit-o într-un titlu a unei cărți pe care l-am scos-o acum vreo 7 ani, căderea din URSS în UE. Deci s-a întâmplat o cădere, nu un salt. Această prăbușire trebuie conștientizată, trebuie rugumată, trebuie trecută prin filtrul minții și experiențele pe care le acumulăm vreau să-ți transform în cazul unor oameni ca mine, de exemplu, care nu mai este acum în activitate politică, hai să spunem așa, parlamentară sau de stat sau chiar de partizanat politic. Încercăm să o convertim în ceea ce francezii numesc în ultima perioadă metapolitică. Cum ar fi fizică și metafizică, iată că dacă am ieșuat în politică, ne ocupăm de metapolitică, de exercițiu intelectual care să ne permită înțelegerea în profunzimea fenomenului care ne afectează. Eu cred că această perioadă de debusolare în care ne aflăm cu toții sau societățile în care noi viețuim, este una, a fost și mai rămâne una inevitabilă. Noi avem nevoie de o perioadă de reechilibrare intelectuală și sufletească pentru a ne repoziționa ca persoane, ca intelectuali, ca societăți, pentru a vedea ce perspective am putea să întrezărim, pentru a putea inițial stabili diagnoza și după aceea
veni cu niște soluții, deși nu suntem axați pe oferirea unor soluții celor care exercită actul puterii la dumneavoastră sau în Republica Moldova sau pe alte părți, mai ales că nimeni și nu vrea să audă ce vorbim noi. Vorbim între noi și nimeni nu ne aude, sau mai mult oamenii din stradă, nu cei care exercită puterea, pentru că cei care exercită puterea prin excelență cunosc totul. De-aia și sunt la putere. Nu voi repeta ceea ce am expus într-o prefață, poate cam lăbărțată, cam lungă, așa, cam detaliată, pe care am făcut-o și pentru lucrarea semnată de prietenul meu, domnul Lucien Seriz. Vreau doar să îmi exprim speranța. Vă spun sincer, astăzi dimineață ne-am discutat la o cafea cu băieții, cu prietenii cu care am organizat acest eveniment. Și băi, dar o să mai face și alte lansări? Și am spus, domnule, dacă astăzi reușește, atunci revenim. Dacă eșuează, nu are rost. Eu cred că deja prezența dumneavoastră aici este dovada unui interes special pentru astfel de lecturi, pentru astfel de produs intelectual. Și dacă veți avea interesul și bunăvoința, noi suntem gata să venim cu regularitate la București, cu alți autori din alte spații sau din Franța, sau nu neapărat autori de cărți, cu ocazia lansării unor cărți, dar pentru niște discuții publice, pentru niște lecții publice, dacă doriți, pentru conversații pe temele care ne preocupă, astfel încât astfel de dialoguri să fie spre satisfacția tuturor celor interesați de cunoașterea mai profundă a ceea ce ne se întâmplă tuturor. Eu pun punct deocamdată aici. Aș vrea să rog pe autor să se pregătească să ia cuvântul, după care o să avem alții câțiva vorbitori care vor face niște scurte comentarii pe marginea acestei lucrări și autorităților editoriale pe care noi le gestionăm. Și dacă dumneavoastră veți binevoi, ne vom întreține într-o schimb de întrebări-răspunsuri. Merge așa? E bine așa? Lucien, crede? Lucien Seriz, autorul cărții pe care o avem, Eurooperații, reflexii despre ingineria socială. Îi oferim cuvântul și îl ascultăm cu drag. D'abord, merci à Lurier, merci à son équipe pour l'organisation, pour l'invitation. Mulțumesc de Lurier pentru organizare și pentru invitație. Et merci à vous, dans la salle. Mulțumesc tuturor din sală. Pour votre présence. Pentru prezență. Donc, la première fois que j'ai entendu parler d'ingénierie sociale, prima oară când am auzit vorbindu-se de ingineria socială, c'était quand j'étais étudiant en philosophie. Era pe când eram student la filozofie. Dans les années 1990-1995. J'étais donc très intéressé par une discipline qui s'appelle l'épistémologie. Mă interesa disciplina numită epistemologie. Et un des grands textes de l'épistémologie, și unul din marile texte ale epistemologiei, au XXe siècle, din secolul 20, c'est le livre de Karl Popper. Era cartea lui Karl Popper. La société ouverte. Societatea deschisă. Et ses ennemis. Și dușmanii săi. Que vous avez vu à la librairie. Am văzut pe ieri și în librărie. Cum anul ăsta? Edition. Totalement par hasard, c'était amusant. A fost din întâmplare, dar a fost amuzant. Mais bon, à l'époque, je n'ai pas compris le caractère, enfin, je n'ai pas compris l'intérêt de la notion d'ingénierie sociale. În epoca respectivă, nu înțelegeam interesul pentru noțiunea de inginerie socială. Je suis passé à autre chose. Am trecut la alte lucruri. Et 10 ans plus tard, peste 10 ani însă, j'ai retrouvé cette notion am regăsit noțiunea dans une association française, într-o asociație franceză qui s'appelle la Société francophone de mémétique, care se numește Asociația francofonă de mimetică. Mémétique, oui, ça s'écrit. Mémétique. Mémétique. Qui est une Pardon. Oui, ça peut être utile. Qui regroupait des professionnels în care se regăseau profesioniști issus du management, veniți din domeniul managementului, du marketing, din marketing,
et de la sécurité des systèmes. Și de la securitatea sistemelor. Et intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Donc, et c'est des gens qui venaient essentiellement de la recherche en informatique. Care veneau din cercetarea în informatică. Et moi, j'étais adhérent à cette association pour le plaisir de la recherche. Eu m-am asociat acestei asociații din plăcerea cercetării. Et donc, mais la plupart des autres, hein, 80%, 90% des gens étaient des vrais professionnels. Dar majoritatea dintre ei erau adevărați profesioniști. Et ils parlaient essentiellement donc de conduite du changement. Vorbeau despre conduita schimbării. Et d'ingénierie sociale. De ingineria socială. C'est-à-dire de piratage. De piraterie. Piratage des systèmes de sécurité. Piratarea sistemelor de securitate. Informatique. Informatice. Mais sachant que le maillon faible. Dar știind că veriga slabă. Des systèmes de sécurité. A sistemului de securitate. C'est vous, c'est moi, c'est l'humain. Este umanul, dumneavoastră, eu, umanul, factorul uman. Voilà. Et donc en fait, l'ingénierie sociale est une méthode de piratage des systèmes de sécurité. Ingineria socială este o modalitate, un sistem de piratare a sistemului. Sans faire de code. Fără a face codului. Informatique. Informatice. C'est du hacking qui joue sur la psychologie. Este hecuiala psihologică sau a psihicului. De l'utilisateur. A utilizatorului. Voilà, et de, dans la perspective de réorganiser, și perspectiva de a reorganiza l'architecture du système. Arhitectura sistemului. C'est pourquoi on parle d'ingénierie. De aceea se vorbește despre inginerie. Voilà. L'ingénierie, l'architecture. Inginerie, arhitectură. Donc, Karl Popper parlait d'ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait de réorganisation de la société. Karl Popper vorbea de réorganisarea societății prin ingineria socială. C'est un thème courant à partir des années 20. Este o temă curentă din anii 20. Dans le domaine, comment dire ça, dans la partie du monde qui était déjà communiste. Din partea de lume care era deja comunistă. Avec l'idée du plan, hein, la planification. Cu planificarea, ideea de plan. Mais ça existe, ça existait aussi dar exista dans le monde capitaliste, în lumea capitalistă. Avec le consumérisme et l'idée de construire la société prin consumism și prin ideea de a construi societatea pour l'adapter au marché. Pentru a o adapta pieței. Et donc, mais l'idée était la même, c'était une grande idée utopique. Era aceeași idee, o idee mare, utopică. Et de reconstruire la société. De a reconstrui societatea. Pour ou contre le marché. Pentru sau împotriva pieței. Mais dans les deux cas, c'est ce projet utopique. Dar în ambele cazuri era un proiect utopic. Alors, Karl Popper critique l'ingénierie sociale utopique. Karl Popper critique l'ingénierie sociale utopique. Mais il essaye de travailler sur une ingénierie sociale de petite taille. El încearcă să lucreze asupra unei inginerii sociale de talie mică, de dimensiuni mici. Voilà, plus modeste et qu'il considère comme positive. Modestă și pe care o consideră pozitivă. Ensuite, donc, toutes ces idées se développent au fil des années. De-a lungul anilor am dezvoltat toate aceste idei. Et dans les années 90, la notion d'ingénierie sociale est reprise, retravaillée. Și în anii 90, noțiunea de inginerie socială este reluată par les milieux du piratage informatique. De mediile de hacker, de piratare informatică. Donc il y a deux couches, hein, deux âges assez... Două straturi ale acestui parcurs. Aujourd'hui, moi, je considère que je fais partie de la troisième vague. Eu consider că fac parte din al treilea val. Et je fais la synthèse. Sinteza între cele două. Des deux premières vagues avant moi. Ale primelor două valuri de dinainte. Et je propose comme définition de l'ingénierie sociale. Și propun ca definiția ingineriei sociale. C'est la transformation furtive des sujets sociaux
individu ou grup. Transformarea individului sau grupului. Furtivă, chiar pot să spun. Furtivă. Furtivă. Nevăzut. Furtivă. Pățește. Transformarea discretă. Pe ascuns. Pe ascuns, bine. Furtiv. Neologist urban. C'est-à-dire reconstruire l'architecture de votre société reconstruire l'architecture de votre société ou de votre psychologie. Sau psihologie voastră. Il y a deux échelles. Sunt două scări. L'individu. Individul. Ça, c'est surtout les pirates informatiques qui vont vous cibler, vous. Aici este în special hackerul informatic care vă țintește direct. En tant qu'utilisateur. Ca utilizator. Avec une technique comme le phishing ou la technique phishing ou hameçonnage en français, escrito. Escrito. Voilà. Qui consiste à abuser de votre confiance abuzând de încrederea dumneavoastră en usurpant une identité. Usurpând identitatea. Donc on est dans le domaine du simulacre, de la simulation. Suntem aici în domeniul simulării sau simulacrului. Et il y a des cas de hameçonnage, enfin de phishing. Sunt cazuri de asemenea phishing. C'est en fait de l'escroquerie sur Internet. De escrocherie pe Internet. C'est en fait le pirate informatique reproduit l'apparence. Piratul informatic reproduce aparența du site Internet de votre banque. Site Internet, pagina de Internet a băncii dumneavoastră. Il vous demande votre code, votre mot de passe. Și vă cere cuvântul, parola și cuvântul de intrare, de logare. Et quand vous lui avez donné votre mot de passe, după ce i-ați dat parola, il va, lui, sur le vrai site. El se duce pe adevăratul site al băncii. Et il peut entrer, évidemment, poate intra sur votre compte en banque. Pe contul dumneavoastră bancar. Et donc il a piraté votre compte en banque. Și a piratat contul noastră bancar. En abuzant de votre confiance. Abuzând de încrederea dumneavoastră. Et en usurpant l'identité. Uzurpându-vă identitatea. De votre banque. În fața băncii. Ça c'est de l'escroquerie banale. Asta e o escrocherie banală. Mais ça peut aller plus loin. Et ça peut travailler sur la réorganisation ou sur la destruction d'une architecture informatique. Dar asta poate să meargă mai departe până la reorganizarea sau distrugerea unei arhitecturi informatice. Le plus célèbre des pirates informatiques qui a travaillé sur l'ingénierie sociale. Cel mai celebru hacker care a lucrat pe ingineria socială. S'appelle Kevin Mitnick. Este Kevin Mitnick. Et il a fait un peu de prison. A făcut un pic de închisoare. Pour avoir piraté des sites, enfin des institutions comme le Pentagone ou. Pentru că a piratat site-uri ca ale Pentagonului. Bon, ensuite, évidemment, le Pentagone l'a récupéré. Apoi Pentagonul l'a proposé. Il a proposé un job. Ah oui, voilà, c'est ça, un bon salaire, plus intéressant que de simplement pirater. Mai interesant decât să facă hack. Les deux étages de l'ingénierie sociale aujourd'hui se combinent dans. Chez les deux étages, les ingénieries sociales se combinent. Notamment dans tout ce qui est effectivement propagande. Ceea ce este propaganda. Voilà. Mais ça va plus loin que la propagande. Dar merge și mai departe decât propaganda. C'est pour ça que bon, j'insiste sur la différence. La propagande, ce sont des opérations ponctuelles. Propaganda înseamnă operațiuni punctuale. L'ingénierie sociale vise à vraiment transformer définitivement. Pe când ingineria socială înseamnă a transforma definitiv. C'est plus ambitieux. Este mult mai ambițios. Et transformer votre société. A transforma societatea voastră. C'est-à-dire, en fait, vos habitudes. Obiceiurile voastre. Pierre Bourdieu, sociologue français, parlait des habitus, c'est-à-dire en fait les traditions. Pierre Bourdieu, sociologue français, vorbea de habitus. Voilà. Donc c'est l'équivalent des traditions. Tradiții, obiceiuri. Les routines. Rutina. Voilà. Donc l'ingénierie sociale consiste à modifier votre architecture sociale, à façonner, en faisant en fait de la démolition contrôlée. L'ingénierie sociale face aceste lucruri prin demolare. Prin slasonare, evident, se face.
comme par exemple des architectes font de la démolition contrôlée de bâtiments. Așa cum fac arhitecții cu demolarea controlată a clădirilor. Il s'agit de... Ca la 11 septembrie, là. Il faut contrôler la destruction du bâtiment. Il ne s'agit pas que ça explose. Trebuie controlată destrucția, demolarea clădirii ca să nu explodeze. Et ça peut être démolir une partie du bâtiment. Ça se poate demolând o parte a clădirii. Ce n'est pas forcément la totalité. Nu neapărat în integralitatea sa. Aujourd'hui, on voit notamment en Europe occidentale et je pense malheureusement aussi en Roumanie. Acum vedem în Europa occidentală și din păcate și din România que c'est maintenant la totalité du bâtiment. Toată clădirea este vizată. C'est-à-dire l'espèce humaine. Adică efectiv specia umană. Qui est visée. Este vizată. Avec le transhumanisme. Prin transhumanism. Le transhumanisme est une sorte de virus. Le transhumanisme est un fel de virus qui essaye d'être inoculé dans les sociétés. Care este inoculat în societate, se încearcă acest lucru. Et pour faire de la démolition contrôlée. Se doit face demolare controlată. De l'espèce. A speciei. Et pour remplacer. Și pentru a o înlocui. Par autre chose, on ne sait pas quoi. Cu altceva, nu se știe încă ce. Mais quand j'étais à la société de mimétique. Ils étaient assez enthousiastes sur le transhumanisme. Oamenii de acolo erau destul de entuziaști despre transhumanism. Alors pour plusieurs raisons, soit parce que din mai multe motive. Oui, que soit on considère que c'est incontournable, c'est bon, pentru că este destinul și nu mai poate fi dat înapoi. Soit que ça excite l'imagination. Fie pentru că asta trezește imaginarul. Mais bon, le transhumanisme repose sur des erreurs de raisonnement. Dar transhumanismul se bazează pe erori de judecată. Et ce n'est pas viable. Și nu e viabil. De toute façon. Justement, le transhumanisme spontanément, ou la transformation de nos sociétés, même si ce n'est pas toute l'espèce. Transformarea speciei umane, chiar dacă nu în integralitatea sa, transhumanismul. Ça provoque, évidemment, toujours le refus, c'est-à-dire le rejet. Asta provoacă respingerea. Et alors donc l'ingénierie sociale consiste à fabriquer le consentement. Pe când ingineria socială constă în a fabrica, în a construi consimțământul. Voilà. Fabriquer le consentement à la démolition contrôlée de votre maison. Consimțământul demolării controlate a clădirii voastre. Par métaphore, la maison, c'est en fait notre univers, notre société, notre culture. Universul, cultura, sunt, în această metaforă, reprezintă casa noastră. Par exemple, les managers de la société de mimétique, de exemplu, managerii din societatea de mimetism, travaillaient sur la culture d'entreprise. Lucrau asupra culturii antreprenoriale. Donc là, c'est très local, c'est une entreprise. Foarte local în acea întreprindere. C'est une culture d'entreprise. Et le travail consistait à faire de la conduite du changement. Travailul consta în a face conduita schimbării. C'est-à-dire de faire passer la culture d'entreprise d'un point A à un point B. De a trece cultura antreprenorială de la punctul A la punctul B. Sans provoquer de réaction des syndicats. Fără a provoca reacțiile sindicatului. Par exemple. Donc, en fait, il s'agissait de, par exemple, fabriquer le consentement. Îi interesa să câștige consimțământul de tous les employés, tuturor angajaților, à des conditions de travail dégradées, pentru condiții de muncă degradate, mai proaste, sans provoquer de réaction syndicale ou autre. Fără opoziție sindicală. Et pour cela, alors quand c'est étendu quand ça extins, à toute la culture nationale, par exemple, la nivel de cultura națională, évidemment, il y a des risques donc de rejet, c'est-à-dire de retour des populismes, comme on dit. Este riscul respingerii, revigorării populismului, cum este numit. C'est-à-dire que pourquoi changer une culture qui marche? De ce să schimbi o cultură care funcționează? Parce que le travail du management en général, c'est de
de détruire une culture qui marche. În general, travaliul managementului este de a distruge ceva care funcționează, o cultură care se dovedește viabilă. Enfin, dans 90% des cas. În 90% din cazuri. C'est, il y a 10% peut-être, hein, où effectivement il y a des problèmes. În 10% din situații sunt probleme. Mais en général, bon, globalement, ça marche. La modul global funcționează. Mais le comment dire, la bourse, c'est-à-dire les actionnaires veulent plus. La bourse internationale veut mai mult. Voilà, veulent plus de plus-value. Vrea plus valoare. Et donc bon, ça suppose effectivement de supprimer des postes et ça înseamnă suprimarea joburilor sau a locurilor de muncă. Et donc fabriquer le consentement au dysfonctionnement. Și pentru asta are nevoie să se construiască consimțământul. Avec le transhumanisme, on essaye de fabriquer notre consentement au dysfonctionnement de l'espèce. Prin transhumanism se încearcă să se construiască consimțământul nostru vis-à-vis de dysfonctionnalitatea speciei. C'est évidemment, ça provoque des réactions. Asta provoacă reacții. Pour neutraliser les réactions de rejet, iar pentru a neutraliza aceste reacții de respingere, il faut culpabiliser. Trebuie să culpabilizeze. Le rejet. Respingerea. C'est-à-dire que diaboliser, diabolizându-o, le rejet, această respingere diabolizată, en utilisant un vocabulaire péjoratif. Folosind un vocabular péjoratif, négatif. Réactionnaire, réactionnal, fasciste, raciste, antisémite, homophobe. Voilà. Tout ça doit culpabiliser. Tot aceste fapte trebuie să culpabilizeze le rejet du progressisme. Respingerea progresismului. Et en fait des nouvelles tendances sociales comme le LGBT ou comme le multiculturalisme. Respingerea acestor noi tendințe sociale ca LGBT-ul, transumanismul. Voilà, et qui doivent en fait qui sont présentés comme des comment dire ça, comme des avantages. Care sunt prezentate ca avantaje. Donc, et c'est là où on rentre vraiment dans la psychologie collective. Intrăm în psihologia colectivă. C'est-à-dire que l'ingénierie sociale consiste à prendre le contrôle du lien social. Pentru că ingineria socială constă în a prelua controlul psihologiei. Du lien social. A legăturilor sociale, a relațiilor sociale. Les relations entre les gens. Relația dintre oameni. Le lien social est structuré par trois types de relations, trois grands types de relations. Legăturile sociale sunt structurate pe baza a trei modalități, trei tipuri de relații între oameni. La confiance, încrederea, la méfiance, neîncrederea et l'indifférence. Și indiferența. Pour faire passer des réformes sociales, pentru a face reforme sociale, impopulaires, nepopulare. Il faut en fait faire monter la confiance vis-à-vis de ces nouvelles tendances. Face de aceste tendințe noi. Et pour faire monter la confiance, là, il y a un concept d'analyse transactionnelle. Și pentru a face să crească această încredere, enfin, pas, un concept. Pas vraiment un concept, enfin une figure d'analyse transactionnelle. O formă de analiză transacțională. Alors l'analyse transactionnelle, il faut préciser ce que c'est. En fait, c'est une discipline très utilisée en management. Analyse transactionnelle est foarte folosită, discipline folosită în management. C'est de la psychologie sociale. C'est psychologie sociale. Et donc certain Stephen Karpman. Stephen Karpman. Donc a fait une modélisation du lien social. À legăturilor sociale. Selon un triangle. Et au bas un triangle. Pour ça, on parle du triangle de Karpman. C'est triangle de Karpman. C'est-à-dire que dans les relations affectives, émotionnelles que nous avons, pentru că relațiile afective emoționale pe care le avem, il y a trois places à occuper. Sunt trei locuri pe care le ocupăm. C'est le bourreau, călăul, le sauveur, salvatorul, et la victime. Și victima. Voilà. Et donc, en fait, spontanément, on a tendance în mod spontan, avem tendința à essayer d'occuper une de ces trois places. De a ocupa unul din aceste trei locuri. Bon, ça correspond à des besoins psychologiques. Corespunde unor nevoi psihologice.
Et ensuite, on peut exploiter. Dar apoi putem exploata. Ces besoins psychologiques. Această nevoie psihologică. De manière scientifique. Manieră științifică. Pour justement abuser de la confiance. Pentru a abuza de încredere. En usurpant l'identité. Uzurpând identitatea. Du sauveur. A salvatorului. Ou de la victime. Sau a victimei. Ou du bourreau. Sau chiar a călăului. Pour que j'obtienne votre confiance. Ca să vă obțin încrederea. Je dois occuper évidemment la place soit du sauveur, trebuie să fiu în locul salvatorului, soit de la victime. Sau victima. Évidemment. Si j'occupe la place du bourreau, dacă ocup locul călăului, dans votre sensibilité, în sensibilitatea dumneavoastră, je n'aurai pas votre confiance. Nu voi avea încrederea dumneavoastră. Au contraire, ça va faire monter la méfiance. Din potrivă, va crește neîncrederea. Et vous allez vous fermer à moi. Și vă închideți în fața mea. Et là, je n'aurai plus accès, je ne vais avoir accès à votre sensibilité, à votre intériorité. La spațiul lăuntric. Donc moi, en tant que neuropirate, eu ca neuropirate, en tant qu'ingénieur social, ingineer social, mon but, c'est que vous soyez ouvert. Scopul meu este ca voi să fiți deschiși. À moi. Către mine. Mais sans que je vous frappe. Dar fără să vă lovesc. Mon but, c'est de pirater votre confiance pour que vous vous ouvriez à moi spontanément. Să vă piratez încrederea în așa fel încât să vă deschideți față de mine în mod spontan. Voilà. Pour ça, je dois occuper la place soit du sauveur, soit de la victime. Să fiu fie salvatorul, fie victima. Même si je suis, en fait, le bourreau. Chiar dacă sunt, de fapt, călăul. Puisque j'ai l'intention, en fait, j'ai une mauvaise intention. Pentru că am intenții rele. Mon but étant de travailler sur votre système psychologique. Scopul meu, de fapt, este de a lucra asupra sistemului psihologic. Voilà, donc, dans cette perspective, donc, je dois, en fait, usurper l'identité. Deci, în această perspectivă, trebuie să uzurpez o identitate. Du sauveur ou de la victime. A salvatorului sau a victimei. Et ce qui me permettra ensuite. Ceea ce îmi va permite în continuare. Donc, en fait, d'entrer dans votre système de sécurité. De a intra în sistemul vostru de securitate. Et de travailler dessus. Și de a lucra asupra lui. Hein, parce que, en fait, vous n'allez pas vous méfier de moi. Pentru că nu veți avea neîncredere față de mine. Je peux aussi essayer d'obtenir votre indifférence. Și apoi voi încerca să obțin indiferența voastră. C'est une façon de faire aussi. Este și aceasta o modalitate. Ah, parce que vous regarderez ailleurs pendant que din altă parte, je travaillerai sur vos valeurs. În timp ce eu lucrez asupra valorilor voastre. C'est une façon de faire. C'est pour ça que aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme George Soros. Iată, deci astăzi o persoană precum George Soros, qui a été étudiant de Karl Popper. Care a fost studentul lui Karl Popper. Et qui a nommé sa fondation Open Society. Care și-a numit organismul său Societatea Deschisă. Voilà, en hommage. Ca omagiu. À l'œuvre de son maître, Karl Popper. La adresa operei maestrului său, Karl Popper. Et George Soros, qui est quelqu'un de très intelligent. George Soros, care este foarte inteligent. A parfaitement compris tout ce que je vous dis. A înțeles foarte bine ceea ce v-am spus. Et en fait, pour restructurer le monde entier, pentru a restructura lumea întreagă, en fonction des besoins de la finance, în funcție de nevoile finanțelor, donc du marché, adică ale pieței, hein, pour ce que je disais tout à l'heure sur le capitalisme dans les années 20, avec ce travail en fait, de replanification de la société, cu planificarea de care vă spuneam în anii 20, planificarea pieței, societății în scopul pieței. Il faut en finir avec les nations, avec les identités. Trebuie să terminăm cu identitățile, cu națiunile. Et en fait, avec toute forme de frontière ou de limite. Și cu orice formă de frontieră și de limitare. Évidemment, ça suppose de faire en fait une, comment dire ça, comment ça s'appelle, enfin, une table, oui voilà, tabula rasa. Asta înseamnă să facem tabula rasa. Et qui provoque forcément des réactions. Dar acest lucru provoacă în mod natural reacții. Comment ne pas provoquer de réactions de méfiance, de rejet? Cum să nu provoci reacții de respingere și de neîncredere? Donc toujours pareil, en culpabilizant les réactions. Culpabilizând, adică învinovățind reacțiile.
et en présentant les nouvelles tendances, qui présentent noile tendințe, immigration sans limite, immigrație fără limite, comme faisant partie des sauveurs ou des victimes. Ca și cum ar face parte din categoria salvatorilor sau victimelor. Et en fait, les gens, les peuples ou les individus qui se défendent contre ce libéralisme intégral, iar oamenii care se apără împotriva acestui liberalism integral, sunt considerați comme les bourreaux. Sunt considerați călăii. Alors qu'ils ne font que se défendre. Ei nu fac decât să se apere, de fapt. Donc là, on a une inversion totale. Este o inversiune totală. Et de la, enfin, des rapports de force. A raportului de forțe. Mais c'est comme ça qu'effectivement que fonctionne l'idéologie dominante. Dar în felul acesta funcționează ideologia dominantă. Où nous baignons là-dedans en France. În care noi ne scăldăm, suntem târâți în Franța. Vraiment, nous sommes très avancés là-dedans. Suntem foarte avansați. Mais un peu moins certainement qu'aux États-Unis, mais bon. Mai puțin decât în Statele Unite, dar totuși. Mais bon, malgré tout, c'est. Non, non. C'est peut-être pire, même en France. Hein, je... Mais, ça va être mai rău. Vous êtes pire. C'est possible. Hein, non, bon. Mais donc, en tout cas, bon, là, en fait, effectivement, le problème, c'est que, de toute façon, c'est prévu pour toute la planète. Dar aceste lucruri sunt prevăzute pentru toată planeta. Donc bon, je veux dire, après, c'est une question de quelques années. Quelques... Question de ani. Et il faut effectivement, pour le transhumanisme hein, et pour la finance internationale, pentru finanțele internaționale și pentru transhumanism, il faut homogénéiser. E nevoie de omogenizare. Toute la planète. Hein. Omogenizarea întregii planete. Et pour provoquer le moins de réactions possibles. Și pentru a provoca. Il faut. Cât mai puțină reacție. Voilà, présenter cette violence extrême. Trebuie prezentată această violență extremă. Cette extermination. Această exterminare. Des peuples et de l'humain. A popoarelor și a umanului. Comme effectivement l'avenir qui va sauver la planète, par exemple. În forma viitorului care va salva planeta. Hein, c'est tout le discours à Greta Thunberg. Asta e discursul lui Greta Thunberg. Qui est cette jeune fille qui est présentée, qui occupe la place de la sauveur. Enfin, care este în locul salvatorului. Et la terre est la victime. Hein, et les gens qui ne croient pas, ou qui sont un peu sceptiques sur ça, oamenii care nu cred în asta și sunt sceptici, sont les bourreaux sunt călăii, qui persécutent la planète, care persecută planeta, qui détruisent la nature, care distrug natura, et les minorités. Minoritățile. Ça va avec. Hein. Il y a eu un article justement là des soutiens des supporters de Greta Thunberg. A fost un articol despre susținătorii Gretei. Où en fait le véritable but était avoué. Al cărui scop era. Il s'agissait de lutter contre le patriarcat, de lutter contre la l'homme blanc, et contre les populistes. Donc on voit bien l'arrière-fond politique et idéologique, substratul politic și ideologic, d'un discours apparemment, discours, în mod aparent, purement écologique, écologique et objectif. Și obiectiv. En fait, ça n'est pas du tout. Dar nu este așa. Un de mes maîtres à penser s'appelle Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, qui a travaillé dès les années 60 din anii 60 a lucrat sur les simulacres. Donc, dès les années 60, il a mis en évidence cette société de consommation et du spectacle reposait sur un mensonge global. Tout est faux. En France, aujourd'hui, tout est faux. Au niveau du discours officiel. Que ce soit dans les médias, ou en politique, enfin, en fait, tout est faux en Occident. C'est l'ère du faux, hein, le monde du mensonge intégral. Alors, si ce n'était que cela, bon, ce serait pas... Mais il y a effectivement une orientation stratégique. Dar este o reorientare strategică. Et ce n'est pas simplement une émergence spontanée. Care nu este o izbucnire spontană.
Il y a des phénomènes, hein, effectivement, qui émergent spontanément. Sunt fenomene care izbucnesc spontan. Par le fait que le monde devient petit avec la technique. Prin faptul că lumea devine mai mică datorită tehnicii. Donc tout s'accélère. Și totul se accelerează. Ça, c'est décentralisé. Personne ne contrôle ça. Se descentralizează, nimeni nu controlează acest lucru. Mais, par-dessus cette mondialisation. De dedesubtul acestei mondializări. Technologique. Il y a en plus, oui, des orientations stratégiques. Et c'est aussi une orientation stratégique. Et qui en fait accélère ou aggrave. Care accelerează și agravează les problèmes créés par la mondialisation. Problemele create de mondializare. C'est pour ça qu'on peut distinguer la mondialisation et le mondialisme. Așa că putem distinge între mondializare și mondialism. La mondialisation, c'est justement ce monde qui devient plus petit. Mondialisarea, prin care lumea devine mai mică, sau globalizarea, oui, prin care lumea devine mai mică. Et puis, le mondialisme, ça consiste à dire, c'est bien. Dar mondialismul sau globalismul e ideea că este bine să fie așa. Voilà, en fait, c'est pas forcément bien. Ça crée beaucoup plus de problèmes. Asta creează mai multe probleme que ça n'apporte de solutions. Decât de soluții. Sur cette base, donc en fait, la question c'est comment se préserver, comment se protéger. Cum să ne protejăm du mondialisme. În fața mondialismului. Hein, qui avance dans les esprits. Care avansează în spirite. Puisque là, le champ de bataille, c'est votre esprit. Pentru că câmpul de bătălie este sufletul vostru. C'est votre volonté. Voința voastră. Il s'agit, l'ingénierie sociale consiste aujourd'hui à faire avancer le mondialisme. Ingineria socială constă astăzi în a asigura, în a ajuta avansarea mondialismului. În a asigura avansarea mondialismului. Voilà. En vous retournant en faveur. Întorcându-vă în favoarea mondialismului. C'est du spin en anglais. C'est le d'où le terme de spin doctor, c'est-à-dire d'expert en retournement. Expertul în răsturnare. Et un expert en retournement de l'opinion publique. În răsturnarea opiniei publice. Expert donc en façonnage de l'opinion publique. În façonnarea opiniei publice. Et tout le travail aujourd'hui consiste dans un premier temps. Toată munca astăzi constă. À repérer. Qui essaye d'entrer dans mon cerveau. On a repéré qui essaie de s'intégrer en creier. C'est vraiment. Et alors, comment faire? Eh bien, justement, il faut déjà se repérer par rapport à ce triangle de Cartman. Trebuie reperat prin raport la acest triunghi al lui Cartman. Et par exemple, dans une narration médiatique. Într-o povestire, într-o narațiune mediatică. Repérer en fait comment se répartit. A repera cum sunt repartizate. Dar cum se repartizează les rôles? Rolurile, cum se repartizează rolurile? Comment les rôles du bourreau du sauveur et de la victime sont désignés, assignés? Cum sunt desemnate rolurile călăului, salvatorului și victimei? Et cela donc une fois qu'on a modélisé ça, que l'on sait când am făcut acest model, qui est le bourreau, le victime, le sauveur dans la narration qui est étudiée? Cine sunt cei trei în narațiunea pe care o studiem? On peut commencer à modéliser aussi la structuration des relations de confiance, de méfiance et d'indifférence. Putem vedea și modelul relațiilor de încredere, neîncredere și indiferență. Pour les réécrire, c'est-à-dire pour les transformer à son tour. Pentru a le transforma în opusul lor. La transformer la transformation. A transforma transformarea. En fait, pour annuler la transformation. Et toi, annula de fait transformarea. Moins par moins, ça fait plus. Mai puțin înseamnă mai mult, în cazul de față. Il faut soi-même se former. Trebuie să ne formăm pe noi înșine. Pour pouvoir les annuler. Pentru a putea anula. Pour faire de la contre-ingénierie sociale. Face contra-ingineria socială. Il faut savoir justement manipuler. Les relations de confiance, d'indifférence et de méfiance. Pentru asta trebuie să știm să manipulăm relațiile de încredere, neîncredere și indiferență. Voilà. Et il faut effectivement savoir se mouvoir dans l'intersubjectivité. Pentru asta trebuie să ne mișcăm în interiorul
intersubiectivității. L'intersubjectivité, c'est un terme issu de la phénoménologie. E termen venit din fenomenologie. Ça décrit la masse émotionnelle. Masa emoțională. Enfin, la masse en fait sensorielle. Masa senzorială, chiar. Qui est là, par exemple, dans cette salle. Care este în această sală. Tout le système de projection. Tot sistemul de proiecție. Sur la base de la visualisation. Pe baza vizualizării. Donc c'est essentiellement la phénoménologie Edmund Husserl et Martin Heidegger aussi qui a d'où sa théorisation la dictature du on qui a théorisé la dictature Heidegger lui c'est comment c'est on sine lui c'est pace c'est en sens ça de impersonnel impersonnel dictature lui c'est. Mais bon, c'est vrai que c'est comme plus la psychologie sociale ou par exemple Gustave Le Bon, hein, psychologie des foules. Gustave Le Bon, psychologie à mulțimii. Freud. Hein, Freud, bien sûr. Jung aussi, car Gustave Jung. Enfin, et puis bon, des gens comme effectivement les fondateurs de l'analyse transactionnelle. Și fondatorii analizei transacționale. Avec des applications très précises. Aplicații foarte precise. Dans le domaine dans le domaine du management, par exemple. Dans le domaine du management, oui. On pense aussi, alors dans le marketing, un des fondateurs du marketing, c'est Edouard Bernays. Edouard Bernays, un des fondateurs du marketing, lui. Qui donc était en famille avec Freud. Il a une famille avec Freud. Et qui a effectivement inventé les public relations. Et qui a inventé les relations publiques. Plutôt que parler de propaganda, même si c'est un titre d'un de ses livres. En loc să vorbesc de propaganda, chiar dacă acesta este unul din titlul din al unei cărți a sa. Il s'est bien rendu compte que le terme de propagande éveillait la méfiance. Et que donc, tout de suite, quand un mot éveille la méfiance, les gens se ferment. Donc il a inventé l'expression de public relations pour soigner l'image de la propagande. Ca să îmbunătățească, să îngrijească imaginea propagandei. Voilà, et donc en fait, il s'agit là de travailler sur l'image, hein, de faire en fait. A lucrat asupra imaginii. Voilà, de faire du comment s'appelle de la gestion de l'image du. Gestiunea imaginii. De la. Bref, j'ai oublié le terme. Quand on demande à un candidat aux élections, par exemple, de se couper les cheveux ou de se. Ca atunci când îi cer candidatului să-și alegeri să-și retaie. Oui, enfin de la cosmétique. Cosmétique. Oui, voilà. On pense à Yulia Timoshenko et sa coiffure. Oui, voilà. Oui, pour avoir un style. Voilà. Après, voilà, on peut travailler sur comment dire, donner une image d'homme populaire près du peuple. C'est quoi dire le cas, c'est une image. Résultat non populaire. En général, c'est ça, de toute façon. En général, j'espère que ça existe vos. Donc, oui, voilà, le terme, c'était du relooking. Le relooking. Le terme. Refacerea imaginii. Donc, tout ce travail-là, en fait, consiste effectivement donc, à travailler sur l'apparence. Tout le monde consiste à lucrer sur l'apparence. Alors, c'est vieux comme le monde. Évidemment. Mais bon, à l'époque moderne, c'est ce que dit Baudrillard. În epoca modernă, ceea ce spune Baudrillard, ça prend toute la place. Este că asta ocupă toate locurile sau tot spațiul. C'est ce qu'on appelle la postmodernité. Asta se numește postmodernitate. C'est quand, en fait, la copie prend la place. Când copia ia locul de l'original. Original, originalului. C'est pas simplement que les deux coexistent. Nu pot să existe amândouă. C'est en fait l'original. Originalul viré este aruncat à la poubelle et il n'est plus que de l'artifice. Atunci rămâne numai artificial. L'artefact. Artefactul. Là, on en est là, hein, effectivement. Et c'est pas l'impression que ça va s'arranger. Și acolo suntem acum. Le retour au réel. Reîntoarcerea la realitate, la real, s'éloigne toujours plus. Se îndepărtează din ce în ce mai mult. Après, par exemple,
enfin, quand, il s'éloigne toujours plus dans le champ du pouvoir. En campul puterii. C'est-à-dire que l'expression du réel devient quasiment impossible. Expresia, exprimarea realității realului devine aproape imposibilă. Voilà, dans le champ du pouvoir. În camera puterii. D'où des réactions qu'on pourrait qualifier de déruptives. De unde, reacții disruptive. Comme les gilets jaunes, par exemple. Ils sont une réaction de colère. Pe cum vestele galbene, revoltele vestelor galbene. Mais complètement irrationnelle. Care sunt reacții normale, dar irraționale. C'est un peu le problème. Asta e problema. Ça part dans tous les sens, c'est une colère juste. Este o mânie justă. Contre cet univers de simulacre. Împotriva acest univers al simulacrului. Et de manipulation des relations de confiance. Și al manipulării relațiilor de încredere. Et d'usurpation d'identité. A uzurpării identității. Donc c'est effectivement une insurrection du réel. Este o resurrecție a realității. Dans le virtuel. În virtual. C'est-à-dire que effectivement l'ingénierie sociale tend au bout d'un moment à généraliser le virtuel. Ingineria socială generalizează virtualul. Se relaționează din col social sau la tête social. Sau de leadership social. C'est un peu ça le problème. Ouais. Et c'est pour ça que c'est décentralisé, que ça part, c'est parti un peu dans tous les sens. S-a descentralizat, a plecat în toate sensurile. Et que ça s'est fait aussi infiltré très facilement. Și așa s-a și putut fi infiltrată foarte ușor. Effectivement, aujourd'hui, ça continue. Astăzi continuă, les gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes, ça continue. La oui. Revolta vestelor galbene continuă. Et il y a aussi des manifestations contre la réforme des retraites. Sunt și protestele împotriva reformei pensiilor. Ça converge plus ou moins. Cu care converg, mai mult sau mai puțin. Mais on ne voit pas vraiment le débouché concret politique. Dar nu vedem o rezolvare concretă politică. Puisque, on est dans une dictature du virtuel, où en fait l'extermination des Français est présentée comme une solution. Enfin, et au-delà des Français, je veux dire, l'extermination du genre humain est présentée comme en fait le. Oui, comme le. C'est l'expression sous le communisme, un avenir radieux. Voilà, on va vers un avenir radieux. On va vers un avenir lumineux, c'est l'expression communiste. Voilà, c'est ça, grâce aux minorités qui maintenant. Grâce aux minorités, qui sont des victimes. Elles sont victimes. Et simultanément des sauveurs și salvatori. Et qui vont sauver l'humain normal, care o să salveze umanitatea normală, de sa condition humaine jugée de condiția sa umană, voilà, et qui est accusé d'être le bourreau des minorités. Voilà, donc c'est une réécriture complète de toute l'histoire de l'humanité. O rescriere completă a întregii istorie a umanității. Inversé, c'est vraiment plus par-dessus tête. C'est tout le capul în jos. C'est retournat. Voilà. Donc les minorités font évoluer l'humanité depuis toujours. Mai nou, minoritățile au făcut de fapt umanitatea să evolueze de dintotdeauna. Et pour cette raison-là, elles sont persécutées par la majorité. Și ele sunt persecutate de majoritate. Depuis toujours aussi. Dintotdeauna, de asemenea. Et enfin. Și în sfârșit. À notre époque, noastră, c'est l'émancipation des minorités et qui bénéficie en France, par exemple, de mesures de discrimination positive. Care beneficiază în Franța de măsuri de discriminare pozitivă. Qui doit permettre justement, ces mesures en fait doivent permettre aux victimes. Și aceste măsuri trebuie să-i permită victimei de déployer leur potentiel. De a-și dezvolta potențialul. Pour nous sauver. Ca să ne salveze. D'où l'expression en France, par exemple, les immigrés sont qualifiés de chance pour la France. Imigranții în Franța sunt calificați de chance pentru. Voilà. Il y a des morts et des blessés tous les jours. Sunt morți și răniți, sunt fiecare zi. Mais c'est une chance. Da, este o șansă. De pe tuie. Voilà, il faut. Et puis, donc, sunt considerați o șansă pentru Franța.
Donc c'est une violence psychologique démentielle. C'est une violence psychologique démentielle. C'est, il faut réussir à vivre avec ça en France, hein, et en particulier quand on est. Alors quand on est à la campagne, bon, ça va encore parce qu'on est. Mais ça fait quoi, ça en France, ça connaît la salle est moins simple. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'en région parisienne, c'est quand même un peu difficile d'avaler ça. En région parisienne, il y a un guide, ça accepte, ça cherche. Donc c'est cette violence qui essaye de se normaliser, hein, c'est une véritable schizophrénie. Această violență se vrea normalizată, este o schizofrenie. C'est qui doit normaliser la dissonance cognitive. Trebuie normalizată disonanța cognitivă. Nous devons être capables de dire merci à des gens qui viennent nous tuer. Trebuie să fim capabili să le spunem mulțumesc oamenilor care vin să ne ucidă. Et de considérer ça comme en fait un avenir radieux. Și asta este viitorul luminos. Donc c'est suicide collectif en douceur. C'est ça, voilà. Il faut inverser l'instinct de conservation. Ça, c'est restaurant l'instinct de conservation. Donc bon, je détaille un peu tout ça là dans le livre. Toutes ces détails, les détails, toutes ces en carte. Notamment les méthodes de fabrication de l'impuissance ou d'impuissance acquise, c'est-à-dire. Fabricarea neputinței. Learned en anglais, learned helplessness. Lipsa de ajutor, lipsa de putere. C'est-à-dire, en fait, comment fabriquer la passivité de la population. Cum să construim pasivitatea populației. Voire lui faire aimer sa propre disparition. Ba chiar să-i facem să-și iubească propria dispariție. Et en fait, toutes ces méthodologies qui nous sont appliquées en France, ailleurs aussi, bon, je parle de ce que je vois, de ce que je vois au quotidien, sont en réalité modélisées, travaillées depuis des dizaines d'années. Ici, c'est l'occasion des dizaines d'années. Avec effectivement des transferts de compétences. Ajunsă la transferul de competență du domaine de la recherche scientifique pure, de la cercetarea științifică pură, au domaine militaire, la domeniul militar. Je vous parlais donc de mémétique. Vorbeam de mémétique. Faut savoir que en fait la DARPA, DARPA, le laboratoire de recherche et développement du Pentagone, laboratorul de cercetare al Pentagonului, travaille sur la mémétique. Lucrează asupra mémétique. Hein, c'est-à-dire sur la contagion des idées. C'est-à-dire comment diffuser le plus largement possible telle ou telle idée. Donc c'est comment travailler sur l'ergonomie. Hein, tout est là en fait. Le cœur finalement conceptuel de l'ingénierie sociale et de toutes ces approches. Conceptual al ingineriei sociale. C'est l'ergonomie. Este ergonomia. C'est savoir s'adapter. A ști să te adaptezi. À la forme de l'esprit de la cible. Formei spiritului țintei. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec vous. Tiens, ce que je fais cu dumneavoastră acum. C'est-à-dire que j'essaie de m'adapter au public. Încerc să mă adaptez publicului. Pour moi, vous êtes la cible. Pentru că dumneavoastră sunteți ținta pentru mine. Et donc en fonction de l'ambiance, bon, je vais dans un sens ou dans un autre, enfin, j'essaie de m'adapter. Parce que si je n'essaie pas de m'adapter à vous, mon message ne passe pas. Donc là, très concrètement, le cadre général de mon expression me facilite le travail. Facilitează munca. Pourquoi? Parce que là, je suis un peu en vedette. Je suis a priori, je suis considéré comme le sauveur. Aici, sunt considerat a priori ca salvatorul. Puisque vous venez m'écouter. Pentru că veniți să mă ascultați. Vous venez écouter un message que je vais vous donner. Veniți să ascultați un mesaj pe care eu vi-l dau. Et donc, en fait, bon, là, effectivement, quand je fais une conférence, quand je fais un cours, je suis, enfin, ce que disait Lacan, je suis un sujet supposé savoir. Eu sunt un subiect care se presupune că știe. Voilà. Mă spunea Jacques Lacan. Voilà, vous considérez a priori que j'ai quelque chose à vous apprendre. Voi considerați a priori că eu știu ceva să vă învăț. Et donc je suis là dans le triangle Karpman. J'occupe la place du sauveur. Locul salvatorului. Donc là, vos défenses
intelectuelle sunt deja abaisées. Apărarea voastră intelectuală este coborâtă, garda este coborâtă. C'est pas comme si vous étiez des ennemis ou enfin que vous étiez là pour contester ce que j'ai à dire. Nu ca și cum ați fi inamic sau fi venit aici să contestați ce spun. Là, il y aurait des réactions, enfin, je verrais beaucoup plus de gens, enfin, je verrais des gens qui font peur, comme ça. Effectivement, il faut être attentif au langage corporel. Et quand on parle en public, ça, c'est instinctif. Et donc, là, bon, en l'occurrence, effectivement, bon, le travail m'est facilité. Mais moi, là, en France, je fais des formations. Pour en fait développer les compétences de communication. En France, on fait cursus pour développer les compétences de communication. En contexte hostile. En contexte hostile. Ou en contexte neutre. Ça, en contexte neutre. Par exemple, au travail, à la machine à café, on a parfois une petite discussion. En salle pour café, on discute de ça. Oui, au travail. La munca. Voilà, ou en famille, hein, par en exemple. Famille. Comment dire, dans les dîners de famille, il y a parfois des créneaux à exploiter, des espaces. Da, sunt spații de exploatat, pârtii de exploatat. Ouais, des interstices, des espaces à exploiter. En fin de repas, en famille, on peut réussir à faire un peu de prosélytisme. Pentru a face prosélytisme. Parce qu'en fait, fondamentalement, c'est ce que je fais dans mes formations. J'essaie de former des prosélytes. Prosélytes. Hein, pour réussir à faire de la guerre mémétique. Donc je travaille sur les techniques de contagion des idées, les meilleures méthodes, les meilleures approches. Voilà, de contagion des idées pour contagier les idées. Donc là, il y a tout un décryptage à faire. En fait, bon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de former les ingénieurs sociaux. Eu încerc să formez ingineri sociali. Pour la bonne cause. Pentru cauza bună. Enfin, du moins, ce que j'estime. Sau cel puțin ceea ce eu consider a fi o cauză bună. Et donc, travailler effectivement sur le fait de gagner la confiance d'autrui. Ensuite, bon, moi, j'appelle ça de l'ingénierie sociale positive. În inginerie socială pozitivă, a câștigat încrederea celuilalt. Mais il faut considérer, effectivement, c'est un peu comme dans le film Matrix. Hein, c'est que, en fait, il y a des ennemis partout. Nous sommes dans un univers où, en fait, en tout cas en France, le virtuel est très avancé. Hein, toutes les nouvelles idéologies, évidemment, le LGBT, c'est très connu, mais il y a toute une nébuleuse. Este o nebuloasă de noi ideologii, dintre care LGBT-ul este mai cunoscut. En fait, les Américains appellent ça le self identification movement. Se cheamă self identification movement, mișcarea de identificare de sine. Voilà. Se cheamă în America. Oui, qui consiste à dire mon identité m'appartient. Care constă în a spune că identitatea mea aparține. Et je peux la redéfinir entièrement. Și eu pot să o redefinesc în întregime. Hein, donc, par exemple, il y a des cas hein, qui sont des gens qui font, enfin des hommes, par exemple, de 50-60 ans, qui disent, je suis une petite fille. Ou des gens, qui se déguisent en petite fille, qui font des vidéos. Bon, c'est des cas comme ça, c'est-à-dire que bon, là, on est au bout du bout du libéralisme. C'est-à-dire le self-made man, le self-identification. C'est-à-dire que l'individu peut s'inventer lui-même. Prin care individul se reinventează pe sine însuși. Alors pour moi ça en fait ce virus. Acest virus pentru mine. C'est vraiment le ce qu'il faut viser parce que c'est le virus racine. Este trebuie vizat pentru că este virusul rădăcină sau tulpina virusului. Voilà, qui en fait qui est au cœur hein, de ce système de virtualisation. C'est la possibilité de tout changer. O posibilitatea de a schimba totul.
y compris son corps, chiar și corpul, et y compris ce dont on a hérité. Și ceea ce ai moștenit. En fait, le passé n'existe plus. Trecutul oricum nu există. C'est toujours la tabula rasa. Este tabula rasa tot timpul. Qui est vraiment effectivement le comment dire le cœur hein, du problème. Hein. C'est l'idée. Le problème. Mieux central. Et alors la tabula rasa, donc là bon, ça c'est aussi le nihilisme. Mais au-delà du nihilisme, là on est dans l'idée que l'on pourrait tout réinventer. Ideea că totul poate fi reinventat. À partir de rien, en fait. Plecând de la nimic. Ou à partir, en fait, de sa propre fantasmatique. Sau plecând de la fantasmele proprii. Puisqu'en fait, c'est ça qui sert de fondement. Pentru că asta este fundamentul, asta servește ca fundație. Quand ce n'est plus le réel qui sert de fondement à mon identité. Când nu mai este realitatea, fundația identității proprii. Par exemple, je suis un homme blanc, voilà, je porte des lunettes. Eu sunt bărbat, port ochelari. Mais ça, le réel doit pouvoir être nié au bénéfice d'une projection mentale. În beneficiul unei proiecții mentale. Par exemple, je suis en fait une femme africaine. Eu, de fapt, sunt o femeie africană. Voilà, de 18 ans. De 18 ans. Non, mais sérieusement, le problème, c'est ça, c'est que le self-identification movement. Mișcarea de identificare de sine considère que non seulement c'est possible, mais si vous contestez ça, dacă voi contestați asemenea mișcare, on va vous traîner en justice. Vă dăm în judecată. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe cu ceea ce se întâmplă. Enfin, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest. Sau în Europa de Vest. C'est en train d'arriver, c'est en train de s'installer. Se instalează. Et donc, effectivement, tout ça, c'est la racine idéologique de tout ça, c'est le libéralisme. Parce que ce que j'avais développé à Chișinău en septembre, hein, c'est en fait, pour moi, le texte fondateur du libéralisme, c'est la fable des abeilles. Bernard Mandeville. Et qui est sous-titré « Les vices privés font les vertus publiques ». Ça veut dire que viețile private, C'est le moteur de libéralisme. Oui. Voilà, oui. Et qui après, alors ça, cette nouvelle tendance idéologique apparaît au début du 18e siècle. Elle existait déjà avant. Cette tendance apparaît au début du siècle 18, existait déjà. Machiavel. Les sophistes. Opposés à Socrate. Opposés à Socrate. Hein, l'homme est la mesure de toute chose. Omul e măsura tuturor lucrurilor. C'est déjà une façon de dire. Hein, que en fait tout est relatif. Et on a déjà que tout est relatif. Et donc bon là on voit une tradition qui remonte effectivement à loin et qui. Vedem o tradiție care merge până departe. Mais qui devient dominante. Dar care devine dominantă. À partir du 18e siècle. Din secolul 18. Et qui même prend le pouvoir. Care chiar ia puterea. Ce n'est plus simplement une technique de communication comme chez les sophistes. Nu mai este o tehnică de comunicare ca la sofiști. Hein, où l'efficacité est plus importante que la vérité. Unde eficacitatea este mai importantă decât veridicitatea. Hein, ça devient en fait un modèle de contrôle social. Devine un model de control social concret. Complet. Complet. Ouais. C'est pas simplement en fait des comment ça, une école. Pour devenir un bon orateur en public. Nu mai este o școală pentru a deveni un bon orator public. Ou alors les moyens extraordinaires dont parlait Machiavel. Sau de mijloacele extraordinare de care vorbea, excepționale de care vorbea Machiavel. C'est-à-dire que les moyens extraordinaires deviennent ordinaires. Mijloacele extraordinare devin obișnuite. Il y a une espèce d'inversion et donc le relativisme devient englobant. Relativismul devine globalizator, englobează totul. À ce stade-là, en fait, c'est tout le bâtiment social qui commence. Toată construcția socială
Voilà, enfin toute l'architecture sociale, sociale qui est attaquée dès les fondations. De la fondation. Une architecture sociale doit classer l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt privé, de l'intérêt individuel. Dessous de l'intérêt privé. Et là, donc, donc l'ingénierie sociale consiste en fait aujourd'hui à placer l'individu au-dessus, enfin les droits de l'individu. L'ingénierie sociale pas tiendre, spatiale individuel. Les droits des minorités. Voilà. Voilà. Les droits des minorités. Les minorités. Voilà. Au-dessus de l'intérêt collectif, tout en essayant de faire passer ça. Enfin, comment dire, ça consiste en fait à miner, à saboter, les fondations de la maison en prétendant construire. C'est vraiment de la démolition contrôlée. C'est démolition contrôlée. Bon, pour moi, c'est bon. Mais je vais faire un mic. Trecem la alți doi vorbitori, după care revenim la întrebările pentru că e puțin cald aici și trebuie să fim și dinamici. Dar să nu uit, vreau să vă spun dumneavoastră, dânsul știe pentru că e de la Paris, un autor practic necunoscut în România sau ca celor care frecventează anumite site-uri și care deși la dumneavoastră este acum mai puțin de un an, se numește Părintele Jean Boboc, mare teolog, care a fost dublu doctor în știință, în medicină și în teologie, discipolul și traducătorul lui Părintelui Dumitru Stăniloae, care a produs poate cea mai importantă actuală carte în domeniul transumanismului, care se numește Transumanismul Decriptat și care urmează să apară la editura de la Iași Doxologia. Vă recomandăm cu căldură, noi am avut-o în citit-o în franceză, traducerea aparținând domnului Manuel Valeriu. Deci am vrut ca să... Da, spune. Știu, să-i dea sănătate, știu, dar dânsul a făcut acest efort. Prima lucrare, doctoratul în teologie, se numește La Grand Metamorfoză, o lucrare de vreo 100 și ceva de pagini. Sper din toată inima ca pe aceeași linii de gândire și de cercetare să aveți ocazia să vedeți în limba română acest text. Eu am întârziat puțin, am vorbit cu părintele, dar deja cartea era dată la altă editură. Eu vă mulțumesc pentru moment și aș vrea ca să continuăm cu un alt vorbitor, este vorba de domnul Cristi Pantelimon, doctor în sociologie și o persoană care este foarte interesată de subiecte de acest gen, care ne-am întâlnit și la Chișinău cu diverse ocazii, de altfel ultima dată cu ocazia lansării unei reeditări a cărții profesorului Ilie Bădescu. Da, domnul Cristi Pantelimon. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi la acest eveniment. Este realmente un eveniment important. Însă, având în vedere condițiile, să spunem așa, naturale, și de care spunea și domnul Iurie Roșca, adică temperatura puțin mai ridicată, eu am să fiu mai scurt. De altfel, domnul Săriza a punctat excepțional problemele care se ridică în fața noastră a tuturor. Și cred că eu cel puțin m-am simțit realmente, să vă spun, experimentat de această perspectivă ca lucrurile să meargă înainte în direcția pe care ne-a prezentat-o. Dar această inginerie socială este un pericol de care, iată, trebuie să ținem seama și trebuie să găsim soluții, dacă există, la această provocare. Sigur că domnul Seriz și alți autori francezi și occidentali care sunt împotriva discursului acestuia dominant, globalizant, critică și foarte bine fac această elită globală, această oligarhie mondializată și așa mai departe. Problema însă, cred că este puțin, cum să vă spun, nuanțată, în sensul că această elită are și o parte a poporului, adică a masei de partea ei. Adică aici este, într-adevăr, un moment în care
Această elită care propune ingineria socială, cred că găsește destui aderenți în, în public, în mase, care pot să urbeze, din păcate, această tendință. Și atunci curentul acesta progresist și revoluționar are adept, are combustibil, are combustibil. Iată că avem o problemă mai complicată, în afară de această elită, Ieninescu ar fi spus suprapusă, adică o elită care vine pe deasupra realității, care vine împotriva realității, are, din păcate, un front de, de înaintare foarte puternic. Și aici am câteva, cum să vă spun, câteva gânduri legate de ceea ce s-a făcut și în secolul XIX, sau ce s-a spus împotriva acestui progresism. Vreau să vă, să vă citesc foarte pe scurt un autor spaniol, care e mai puțin cunoscut în România, pe care l-a tradus tot doamna Sandra Iordache, Donoso Cortés, care spunea la un moment dat un lucru foarte interesant și care pe mine mă pune pe gânduri în perspectiva lucrării de care discutăm. Zicea Donoso Cortés așa, revoluțiile sunt afecțiuni ale popoarelor bogate, ale popoarelor libere. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, practic, societatea aceasta a simulacului, societatea capitalistă dezvoltată sau postmodernitatea, ajunge într-adevăr să ne, să ne vrăjească, să ne, să ne, să ne ademenească cu, această, cu acest progresism, cu această înaintare, care este într-un fel materialistă și iată este despiritualizantă. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu logica contrareacției. Adică noi putem să avem o contrareacție și putem să întemeiem această realitate, dar trebuie să ținem seama de tendința materialistă din societatea noastră și de această forță care duce masele în direcția eliței pervertite, să spunem așa. Cred că știm cu toții lucrul acesta. Avem perspectiva de secol 20, avem perspectiva de secol 19, în care națiunea era un fel de foarcă lăuzitor al sistemului de organizare politică al, al lumii europene. Noi am fost foarte aproape de modelul francez, care, mă rog, vorbește și astăzi despre națiune, care despre maximum de realizare a condiției politice a omului. Pe de altă parte, observăm că popoarele astăzi nu mai sunt mulțumite numai cu cadrul național de referință. Adică este această tendință de a ieși către open society, către societatea globală. Adică ce facem cu această tendință? Cum putem să o controlăm? Este foarte greu să reprimăm această tendință sau, și aici este o chestiune la care aș vrea să mă refer, dar foarte pe scurt, pentru că eu însumi sunt aici un învățăcel și aș vrea să-mi fac în continuare temele, sau putem să inversăm această tendință și să folosim, dacă vreți, o temă interesantă pe care am descoperit-o, apropo, tot la un autor francez, se numește Romain Dasprumont, care propune, atenție, un progresism de dreapta. Adică o variantă de înaintare care să țină cont de valorile tradiționale. Pentru că altfel tradiționalismul pur, să spunem așa, varianta națiune, stat național și așa mai departe, Europa națiunilor așa de mult, nu mai țină. S-ar putea să nu mai țină. Tendința aceasta este atât de puternică de a, de a depăși naționalul, încât, practic, trebuie să recanalizăm aceste energii transnaționale sau dincolo de națiune, într-o, spune acest autor, Europa de model nou, care să se construiască pe un sistem vitalist. Un sistem de valori vitaliste. Este un proiect interesant, poate că trebuie să ne gândim la el. În orice caz, ceea ce ne spune domnul Seriz în această carte este, cum să spun, o constatare extrem de amară și extrem de bulversantă pentru noi, dar este realitatea de la care trebuie să plecăm și de care trebuie să ținem cont pentru a căuta soluții, totuși în cadrul european și în cadrul acesta, să spunem, occidental. Pentru că eu sper că Occidentul nu este la apusul lui, așa cum spunea, sau totalmente la apus, așa cum spunea Oswald Spengler. Eu vă mulțumesc foarte mult. Nu vreau să mai țin cuvântul, pentru că dezbaterea poate să fie foarte lungă, dar
E oricum o provocare și e suficient. Sigur, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că până venit celălalt vorbitor. Te rog frumos să-i ajuți, domnule dragul Dumnezeu, să țină filmarea. Îl invităm să spună câteva cuvinte pe prietenul nostru, domnul Dragoș Dumitriu, jurnalist, scriitor, fost parlamentar și colaborator la scandalosul site Sputnik Moldova România. Da. Dragoș Dumitriu. Mulțumesc frumos pentru această ocazie, mulțumesc pentru invitație. Sincer, dacă această carte a fost scrisă de cineva dintre noi, de cineva din România, poate că nu m-ar fi interesat atât de mult. Adică noi românii suntem mai deștepți decât toți în general și ne pricepem să criticăm și să observăm ceea ce nu observă nimeni. E, însă asta vine chiar din Franța, această carte. Este o observație făcută acolo, de acolo de unde a venit lumina în civilizația, în civilizația modernă și contemporană. Ceea ce este foarte important. Este un document original, observație originală. Acum ce vreau să vă spun, apropo de toată această prezentare destul de extinsă a domnului Săriz, știți că în cultura hindusă există o noțiune care se numește Maya și care este aparența, care de multe ori este sinonim cu răul. De fapt, noi, în momentul de față, ne confruntăm cu această aparență care este, de fapt, rău. De asemenea, cine a avut nefericirea să deschidă o carte de filozofie franceză a secolului 20, va vedea ceva absolut cutremurător, și anume că teoria chibritului este nimic față de gândirea franceză, atât de alambicată, atât de împărțită în 14, încât nu mai știi pe unde s-o apuci și totul devine o aparență. Eu, de exemplu, sunt format în perioada Nicolae Ceaușescu și sunt mândru de această chestiune și pentru mine ideea materialismului dialectic, științific și istoric este o noțiune la care am reflectat îndelung. Și, de fapt, ea se axează pe cele trei coordonate care n-ar trebui să lipsească, și anume dialectica, ceea care este valabilă pentru fiecare, este logica după care ar trebui să ne gândim, să trăim, pardon, în momentul în care aflăm ceva, să ne punem întrebarea, oare așa este? Sau cineva vorbim de gogoși și îmi spune, stai liniștit că este tocăniță de miel. A doua, partea științifică, dialectica științifică, da? Materialismul acesta este bazat pe niște legi fundamentale ale științei care n-au fost schimbate, indiferent de ce regimuri s-au schimbat, de ce propagandă s-a făcut. Știința rămâne știință. Nimeni nu o poate combate, deși asta se încearcă acum prin aceste aparențe. Să spune, domnule, noi de fapt nu mergem, noi zburăm. Am avut N conferință la care vedeam cât de fericită este, mă rog, pe domeniul de spiritualitate, alături de amicul meu, Oreste, fostul meu amic, și în care efectiv vedeam cât de fericită era lumea când înțelegeam că de fapt ei nu calcă, ci zboară de fapt. O prostie, da? Lumea era fericită. Și în fine, aspectul dialecticii istorice, pe care îl uităm, a încerca să inventăm sisteme cu totul și cu totul revoluționare, este o bază aconie. Nu se poate. Roata istoriei s-a învârtit, chiar dacă sub alte forme, dar în esență s-a învârtit și a ajuns în același loc. Nimeni n-a reinventat roata. De aceea, în istorie au existat fie state care au mers mai departe pe baza acestei logici și a științei și a unei dezvoltări raționale, fie au fost state în care a prevalat dreptul divin. State bazate pe instituții de drept divin, pe religie, pe credință. Și au mers mai departe și au rezistat și au avut succes extraordinar. Noi, în momentul de față, în această aparență care ne doboară și de care vorbește și Lucian Săriz în cartea lui, sub o altă formă, negăm ambele forme. Noi nu vrem să trăim nici într-o logică a materialismului dialectic, științific și istoric, nu vrem nici să trăim într-o formă a credinței. Nu mai e bună niciuna. Deci noi mergem către un haos, de fapt. Un haos care nu are nicio logică. Logica este să ne uităm din nou la istoria omenirii, pentru că este o
istorie absolut superbă în multe momente ale vieții. Nu înseamnă numai războaie, nu înseamnă numai dezastre, ci înseamnă și cucerie, înseamnă știință, înseamnă artă. Uite că a fost aici Paul Hitter, un artist excepțional, culmea, care după mine este un fel de Orozco, Rivera sau Siqueiros, cineva asemănător muraliștilor mexicani, care, ce să vedeți, au fost marxiști, artiști marxiști, da? Deci s-a împăcat foarte bine dialectica aceasta de care se spune că n-are nimic de a face cu spiritualitatea, cu arta formidabilă acestor moraliști. Ei, în fine, deci, chestiunea este să ne uităm un pic și în istorie, să nu trecem așa, să spunem, domnule, noi suntem altceva, noi suntem mult mai deștepți și... cartea lui Lucian Seric este foarte importantă, v-am spus, pentru că vine de acolo, de la origine. Cred că este prefața unei alte cărți, pentru că Lucian Seric nu este încă un albitafă. El va fi, probabil, în momentul în care va transforma aceste reflexii, pentru că, atenție, acolo scrie reflexii, într-un sistem de gândire care poate să va concretiza și într-un drum, într-o soluție, până la urmă, care spune că omul de față nu are și nu urmărește. Eu sper să urmărească și să aibă această soluție. Vă mulțumesc! Mulțumesc și voi! Stimați prieteni, ar fi multe de spus, dar cum pe misiunea dumneavoastră? Dacă mai aveți puțină răbdare și dorință de a adresa întrebări autorului de o manieră așa mai ping-pong, mai dinamică, puteți să o faceți. Îl rog pe Clement Sava, care e mai bun decât mine la traducere, să mă ajute. Așteptăm întrebările dumneavoastră, după care urmează, dacă doriți, poze cu autorul sau de grup, autografe, cărți și așa mai departe. Și poate schimbăm câteva cuvinte când ne vedem data viitoare și cu care va fi ocazia, cartea pe care urmează să vă prezentăm, sper eu, în circa o lună, o jumătate maxim. Sunteți de acord? Da. Dacă aveți întrebări, vă ascultăm. Cine ar dori să zicească sau scurte observații, critici, prunoșești? Da, acolo. Da, vă rog. Bonsoir. On s'est parlé, il a eu la manif pour tous cette week-end pour la PMA, parce qu'ils ont introduit la PMA. Est-ce que vous pensez introduire la GPA prochainement? Et une autre question, oui, on est presque sûr. Mais une autre question, est-ce que vous pensez que le Parlement européen, il va introduire la GPA au niveau européen? Il peut imposer ça? Alors, la question n'est pas si, mais quand. C'est juste une question de temps. L'agenda... Je dois reformuler la question de madame parce que nous avons besoin de ça avant la vidéo. Il s'agit de... Să spun întrebarea română. Da. Întrebarea era că a fost la Paris manifestarea, Coaliția pentru Familie franceză au manifestat weekendul ăsta contra PMA, procreația medical asistată. Și întrebarea era dacă vor introduce și gestația pentru otrui. Pentru cealaltă, mame surogat, dacă se va face o lege și pentru asta și dacă vor impune asta și la nivel european prin lege. Et donc la PMA sans père, la PMA est déjà autorisée, mais là c'est la PMA sans père et la GPA, donc la gestation pour autrui. Sarcina pentru altcineva. En fait le commerce. Comerțul copiilor. Donc la prostitution. Prostituarea uterus. Uterului. Prostitution légalisée. Prostituarea legală. Tout ça, oui, c'est la question, c'est pas est-ce que ça va se faire, c'est quand. Asta nu mai este întrebarea dacă se va face, ci când. On va toujours vers le pire. Ça sera imposé. Se merge în fiecare zi, spre mai rău. En fait, ce sera présenté sous l'angle de l'autorisation, pas de l'imposition. Va fi prezentat sous l'angle de autorizare, nu de impunere. Parce qu'il faut toujours que ce soit une liberté. C'est toujours pareil. Hein. Là, la PMA sans père, la GPA, va venir sauver les gens. En fait, ça va faire des enfants complètement déréglés. Ça va se finir dans un bain de sang.
se va transformer en baie de sang. On sait bien que les enfants adoptés, les orphelins, ont des problèmes. Les copies adoptées, les familles ont déjà des problèmes. Même les enfants du divorce. Divorce. En général, ça provoque un effet de dépression. Ça a un effet de déprimer. Donc là, on va vers en fait un massacre complet. C'est mieux d'être un massacre complet. C'est pour ça, ce n'est pas viable. Ça va pas faire. Comment dire ça? Ça va pas faire des enfants. Non, non, viable. Ça ne va aboutir à la face des copies. Oui, ça ne fera pas des enfants viables. D'ici, nous voici copies viables. C'est pas comme si ce n'est pas qu'une question de morale. Nu e doar o chestiune morală. Ou éthique. Sau etică. C'est pas que ça marche, mais c'est pas bien. Nu e că merge, dar nu e bine. C'est que ça ne marche pas. Dar asta nu va funcționa. Le capitalisme libéral ne marche pas. Capitalismul liberal nu funcționează. C'est pour ça qu'il faut lutter contre ça, parce de que c'est même pas moral en fait, c'est plus grave. Il est plus grave que simple fait nu e moral. C'est pas seulement une question de valeur. Mais c'est en ce sens que, enfin, ce que je disais à Kishino l'an dernier, c'est le système s'effondre. Systemul se prăbușește. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la collapsologie. Există deja cercetători care lucrează în colapsologie. Et là, en fait, la destruction de la famille. Distrugerea familiei. On voit depuis les années 60. Care e văzută de prin anii 60. En Occident. În Occident. Fabrique effectivement des tensions, fabrique des problèmes psychologiques. Asta provoacă probleme, tensiuni psihologice, qui induisent un effondrement lent. Care induc o prăbușire du monde occidental. A lumii occidentale. Parce qu'il y a tellement de problèmes psychologiques. D'atâtea probleme psihologice. En France notamment. În Franța mai ales. Enfin, c'est difficile de trouver des gens encore à peu près normaux. Il est difficile de trouver des gens encore à peu près normaux. Donc, c'est dans tout. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, c'est dans. C'est partout. Enfin, c'est tout. Donc, on est dans une instabilité générale. C'est une instabilité générale. Et la PMA sans père et la GPA vont encore aggraver. Et ces lucruri vont aggraver, c'est mai mult. Toutes ces pathologies sociales. Aceste patologie sociale. On va dans le mur, on fonce dans le mur, toujours plus vite. Ne izbim în zid din ce în ce mai repede. C'est totalement fou en fait. E o nebunie totală. Et même les gens qui pilotent ce système. Chiar și oamenii care pilotează acest sistem. En fait, vont être touchés. Și ei vor fi atinși. Parce que ça va se retourner contre eux. Se va întoarce și împotriva lor. C'est une instabilité générale. En fait, ils ne peuvent pas se protéger. Ils ne se peuvent protéger d'une instabilité générale. Entre instabilité générale. C'est pas comme le patron qui peut se permettre de faire travailler ses employés et puis s'ils sont pas contents, il va en prendre un autre. Vous voyez, c'est en fait là c'est la totalité du système qui commence à pourrir, enfin à se décomposer. Totalitatea de sistemul lui putrezește, se decompune, descompune. À Paris, tous les quartiers, même les quartiers riches. Toate cartierele în Paris, chiar cele bogate. Les quartiers bourgeois sont touchés. Burghezi sunt atinse. Par une tiers-mondisation. De o transformare în lumea a treia. Clochardisation. De o sărăcire. Urbanizare. Oui. Donc là, bon. Vagabondizare. C'est un suicide collectif. Este o sinucidere colectivă. Y compris de la. Qui implique aussi le sommet du pouvoir. Și care atinge și vârful puterii. On est vraiment dans une folie collective. Pentru că este o nebunie colectivă. Voilà. C'est pour ça, on ira jusqu'au bout. Se va merge până la capăt. Pour ça, bon, là, le message. C'est une version non progressiste, mais apocalyptique. Normal, pour un creștin. Nous ne devons pas être choqués. Nous devons nous punir cumva, ça va dans le sens de la vie. Dacă putem, prin rugăciune, faptă și cărți. Vă rog frumos. Dar, cumva, chiar încercam să merg pe linia asta. Ok, înțeleg. Și chiar sunt de acord cu centrul de analiză. Care repune cumva lucrurile cu un verdict negativ, în sensul în care lumea merge într-o anumită direcție. E un cancer generalizat. Dar care este soluția? Ce construim după? Este că nu dăm un acord, e la proiect.
nu am putut să vă remarc în discursul dumneavoastră evitarea asumării unei alternative creștine. În Estul Europei suntem mai obișnuiți și pe de altă parte nu înțeleg nici care este poziția de pe baza căreia porniți. Marxismul, democrația liberală într-o formă pre-1968, de exemplu, Alors, aucune base idéologique. Base idéologique. En fait, moi, je suis plus maintenant dans le survivalisme. Eu sunt acum un survivaliste. Je cherche des solutions. Caut soluții. Concrètes. Concrète. Pratiques. Practice. Tactiques. Tactice. Plus que. Mai mult decât une solution d'ensemble. O soluție de ansamblu. Même, et ça s'applique même à ma vision de la politique intérieure. Asta se aplică și în politica internă, în viziunea mea despre politica internă. De la France. A Franței. Aujourd'hui, le territoire est en train de se scinder, de se... Teritoriul se divizează. Enfin, on parle de partition territoriale. Se vorbește de împărțiri teritoriale. Avec donc des quartiers où tous les Français autochtones ont été... Quartiere unde toți francezii autohtoni ont été éliminés, au fost eliminați au fil des années, de-a lungul anilor. Et donc avec le projet qui va se mettre en place dans un jour d'appliquer, par exemple, proiectul care va fi pus în aplicare la un moment dat, d'appliquer la loi coranique, de aplica legea Coranului. Ça va se faire. Și asta se va întâmpla. Mais en même temps, vous aurez la Gay Pride. Dar în același timp aveți parada gay. C'est ça qu'on voit se mettre en place en France. C'est en fait hein, tout avance en parallèle. Totul avansează în paralel. Car tout ce qui comment dire contribue à détruire l'identité de la France. Tot ce a contribuit la distrugerea identității Franței. Au niveau ethnique, au niveau culturel. Ethnic, cultural. Et même au-delà l'humanité. Enfin, je veux dire la gay pride, le LGBT, ça menace toute la chiar la nivelul umanității. Tous les facteurs d'entropie. Toți factorii antropici. Parce qu'aujourd'hui, l'islamisation de la France est un facteur d'entropie. ENTROPI. Enfin, c'est un facteur de désordre. E un factor de dezordine. Je ne parle pas de l'islam en général. Nu vorbesc de islam în general. Quand, s'il n'y a personne, l'islam peut être un facteur civilisateur. Islamul poate fi și factor civilizator. Enfin, n'importe quelle religion, enfin, évidemment. Ca orice altă religie. Mais je vois là aujourd'hui, je parle pas de l'islam, je parle de l'islamisation. Nu este islam, ci de islamizare. Qui est un facteur de désordre. Un factor de dezordine. Au même titre que le LGBT. În aceeași măsură ca și LGBT-ul. C'est paradoxal parce que l'islam doit être quelque chose normalement. E paradoxal pentru că islamul ar trebui să fie. Le traditionnel. Tradițional. Mais par exemple les réseaux Soros. Dar rețeaua Soros, de exemplu, travaille sur une réécriture. Lucrează la rescrierea de l'islam. Islamului. Et aujourd'hui on parle de l'islam inclusif. Se vorbește de islamul inclusiv. Voilà. Tolérant avec le LGBT. LGBT, cu mișcarea LGBT. Ça c'est la nouvelle invention. Este noua invenție. Enfin, ça fait déjà quelques années. De câțiva ani. Qui apparaît en France. Alors, en France. C'est, ce que je veux dire par là, c'est que les solutions religieuses, par exemple, enfin, ne sont pas forcément des garanties. Les solutions religieuses ne sont pas des garanties. En France, beaucoup de gens critiquent le pape François. În Franța, mulți oameni îl critică pe Papa Francis. Une religion peut être infiltrée. O religie poate să fie infiltrată. Et noyautée et subvertie. Subminată. Déformée. Deformată. C'est pour ça, bon, indépendamment de la question de croire ou pas. Independent de chestiunea de a crede sau nu. Peu importe que Dieu existe ou pas, c'est pas le débat. Și nu e dezbaterea dacă Dumnezeu există sau nu. En fait, une religion peut être ciblée par de l'ingénierie sociale. O religie poate fi țintă a ingineriei sociale. Pour faire de l'entropie, pour produire de l'entropie sociale. Pentru a produce entropie socială. Mais aujourd'hui en France, le problème c'est que tout aujourd'hui fait de l'entropie sociale. Problema în Franța asta este că toate fac entropie socială. Même un parti nationaliste. Chiar și un partid naționalist.
Si un parti nationaliste qui gagnerait les élections. Un parti nationaliste qui aurait câștigat les élections. On imagine Marine Le Pen. Ne imaginez Marine Le Pen. Gagne les présidentielles. Câștigă prezidențiale. Face à Macron. În fața lui Macron. Le soir même. În aceeași seară. On a une révolution colorée. Am avea o revoluție colorată. Donc, en fait, et ce serait donc encore une couche de désordre, al désordre, de chaos, al haos, tout, par-dessus les autres. Peste celelalte. Donc, je ne vois plus comment on peut s'en sortir en France. Nu văd cum putem să ieșim din asta, sauf par des solutions, de partition territoriale, de séparatisme territorial. Des solutions de séparatisme, de division territoriale. Des murs, éventuellement. On va y venir. Hein. Avec des régions qui seront gagnées aux élections par des partis nationalistes. Aux régions câștigate de partide naționaliste. La Vendée. Hein? La Vendée contre la Révolution. Et puis d'autres régions qui tomberont dans le chaos total. Où effectivement les antifascistes, gauchistes, LGBT devront vivre avec les islamistes. Et avec la bourgeoisie catholique qui fait la manif pour tous. Mais qui vote pour Macron. Mais oui, on en est là en France. C'est le peuple est fou. Je vous indique que vous êtes les pires. Parlez d'après. Il n'y a plus aucune cohérence. Nu mai este nicio coerență. C'est le chaos total, surtout dans le chaos mental. Mai ales haosul mental. C'est... Eu sunt profesor. Îmi cer scuze, nu știu. Să rog, vreau să știu cum e gândită această transformare în cadrul școlilor. Cum se începe această transformare de la copil? Am înțeles că sunt tot felul de povești, poate chiar foarte reale, ce se întâmplă cu educația sexuală de la grădiniță în Franța și nu numai. Chiar sunt ce se pune la cale de acum încolo. Cum s-a făcut întotdeauna. Da. Cum plan. Oui, il y a des sunt manuale. Oui, des manuels scolaires. Manuale scolare. Qui font de l'éducation sexuelle. Care fac educația sexuală. Mais, comment dire, sur la base de la théorie du genre. Pe baza teoriei genului. Donc, c'est pas simplement dire, voilà, les petites filles, les petits garçons sont différents. Nu e despre a spune copii, băieții și fetițele sunt diferite. Et puis bon, l'histoire de la petite graine, on a tous entendu ça quand on était petit. Istoriile pe care le-am auzit toți când eram mici. Voilà, donc là c'est en fait les petites filles, peuvent être des petits garçons si elles veulent. Și se spune că fetițele pot să fie băieți dacă vor. Et inversement, les petits garçons doivent apprendre à jouer avec des poupées. Și băieții trebuie să învețe să joace cu păpușile. Il y a un travail de production de confusion mentale. Au niveau des modèles. La nivelul modelelor. Des modèles d'identification. Modelelor de identificare, de identitate și identificare. C'est en fait c'est l'Oedipe au sens freudien qui est. Oedipul freudian. Voilà, c'est-à-dire il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, mai este diferență între bărbați și femei, ni entre les parents et les enfants. Și nici între părinți și copii. C'est l'inceste généralisé, incestul generalizat, présenté comme quelque chose de positif. Prezentat în mod ca pozitiv. Mais oui, il y a des livres de manuels scolaires qui sont diffusés par manuale școlare difuzate, l'éducation nationale. Et pour la culture. Il y a un projet pour le futur dans ce sens. Oui, alors ça doit continuer. Bon, là par exemple, il y avait une exposition à la Bibliothèque nationale de France. Exposition à la Bibliothèque nationale de France. Sur la littérature enfantine. La littérature à peine copie. Et en fait, les livres interdits. Quand il est interdit. Les livres censurés. Censurate. Parce que considéré justement comme en quelque sorte subversif pour la jeunesse. Pentru că sunt considerate subversive pentru tineri. Et en fait,
L'orientation idéologique de l'exposition orientarea ideologică a expoziției consistait à critiquer consta în a critica la censure, cenzura, hein, c'est-à-dire en fait à donner l'image une image réactionnaire, a da o imagine reacționară, passéiste, hein, qui regarde uniquement vers le passé, passéiste, autoritaire, autoritaire, totalitaire, totalitaire. Donc en fait la rhétorique générale, rhetorica generală de l'exposition consiste a constat, à banaliser, banaliza, voilà, des modèles de littérature pour enfants, modèle de littérature de copii, pentru copii, fondé sur en fait je dirais la sexualité déviante, bazate pe sexualitate deviantă, ou par exemple les âges peuvent en fait où les enfants peuvent avoir une sexualité avec des adolescents, des copii pot să aibă relații sexuale cu adolescenții. Apropo de această sexualitate deviantă, am să vă rog să comentați un pic tablou. Are un mesaj anume sau e accidental aici, nu e legat cu evenimentul. Te bați auto. Da, dar dumneavoastră ce înțelegi? Eu sunt autorul, ce înțelegeți în acest autor? Mie mi se pare că e interesant dacă ești porc. Dacă m-ați uitat la tot tabloul și nu doar la un tabloul. M-am uitat, am văzut și nu. Nu, mai... A mai primit o întrebare. Din spate. Da, dar tu citești pentru el, franțuzește. Deci, se face un schimb de părere pe subiecte de artă vizuală. Colegul ăsta, Clemen Sava, va traduce pentru francez în franțuzește și pentru noi în românește ce scrie de o întrebare așa. În german. Ca fițuic de vară. Se referă la feminism. Va pase. Nu, păi, și în România. E un burgea. Și în România. E un fenomen. Vă rog puțin atenție, da, vă rog, misiune seriți. La chestiunea este despre manipularea populației, despre nanoroboți și tehnologia 5G. Cum vor schimba acestea psihicul uman și ce variante vom avea? Că se va începe manipularea populației în acest fel. Oui, parce qu'il bon, y a des phénomènes, il y a des outils de l'ingénierie sociale qui s'appuient spécifiquement sur les réseaux sociaux. Sunt tehnologii ale ingineriei sociale care se sprijină în mod special pe rețelele sociale. Comme par exemple l'astroturfing. Astroturfing. A-S-T-R-O-T-U-R-F-I-N-G. Astroturfing. Astroturfing. Bon, enfin bref, ça veut dire en fait créer des mouvements d'opinion, a crea mișcări de opinie, corente de opinie artificiale. Avec par exemple quelqu'un va contrôler par exemple 1000 profils Facebook. Cineva care va controla 1000 de profiluri de Facebook. Mais c'est une personne. Da, e o persoană. Bon, par exemple, pendant en période électorale, j'ai un ami qui a vu ça, enfin, on parle toujours des trolls russes. C'est la même chose en France, hein, j'ai un ami qui l'a vu ses yeux. C'est-à-dire des salles comme ici, par exemple, avec des tables et puis des gens sur les ordinateurs pour faire des messages en faveur de Macron. Et chacun contrôle 10 à 15, 20 peut-être profils Facebook. Et parfois même, ce n'est même plus des humains derrière ça, c'est de multe ori nici mai sunt oameni care controlează aceste profiluri. Voilà, c'est des bots, hein, des roboți. Roboți. Donc tout ça, ça va s'amplifier. Asta se va amplifica. Le seul moyen de ne pas tomber dans le piège, c'est de diffuser l'information sur ces pratiques. Este de a vorbi, de a difuza informația despre aceste practici. Justement, enfin, une fois qu'on sait que ça existe, pentru că odată ce știm că lucrurile acestea există, bah, ça n'a plus de crédibilité. Nu mai are credibilitate. Quand je vois un commentaire favorable à Macron sur Facebook, când văd un comentariu favorabil lui Macron pe Facebook, première chose qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui existe? Existe cineva care poate să... Tu parles de Macron ou de commentaire?
Le commentaire existe, hein, mais oui. Le commentaire există, dar este cineva real care îl face? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un derrière? Este cineva real în spatele comentariului? Donc bon, là c'est un travail de pédagogie auprès de, dans la société en général. Este nevoie de un travail psihologic în societate. Faut dire aux gens, oui, ça. Trebuie spus oamenilor. Ça existe, l'astroturfing. Există acest gen de. Et puis bon. Ingineria socială. Et puis les techniques là, comme la fenêtre Overton, sau fereastra Overton, qui consiste en fait, alors c'est très simple, en réalité c'est la politique des petits pas. Este politica pașilor măruți. C'est comment faire accepter quelque chose d'inacceptable. Cum să faci accepta ceva inacceptabil. Ouais. Par étape. Pe etape. Etapizat. Pas cu pas. On va pas trop vite. Non, nu prea repede. Avant le mariage homosexuel entre guillemets en France, on a eu. Înainte de căsătoria homosexuală în Franța. On a eu le Pax. Am avut Pax. Pax, bah, c'était en fait un contrat. Un fel de contract. Qui pouvait être signé par tout le monde. Care putea fi semnat de toată lumea. Et pour, par exemple, hériter une maison. Pentru a moșteni o casă. Si l'un des deux contractants. Da, un pact. Care era semnat de doi contractanți. Parteneriat. En fait, c'est venu pour en fait en supplément du mariage. Era un fel de supliment de căsătorie sau o alternativă. Voilà, sauf que c'était ouvert aussi aux homosexuels. Doar că era deschis și homosexualilor. Ou aux gens d'une même famille. Și oamenilor din aceeași familie. Et puis ça c'était en 98. Era în anii 80. Et puis donc en 2012. En 2012, il y a eu donc le mariage 2012, homosexuel entre guillemets, parce que c'est contradictoire dans les termes. Et puis après donc la PMA pour tout, Et en 2012, on nous disait, non, mais là, le mariage homo n'ouvrira pas à la PMA sans père ou à la GPA. Et bon, maintenant, on y est. Il faut juste attendre quelques années. Et maintenant, ça fait quelques années, et de fiecare date, se merge mai departe. Da, vă rog, poate ultima întrebare, dacă sunteți de acord. Da? Vă rog, frumos. Pentru beneficiul tuturor, aș accentua ideea de fereastra Overton. Și cei care vor să înțeleagă cum imposibilul poate să devină posibil, la un simplu search, fereastra Overton, vor afla exact ce procedura. Cum despre care, în cadrul acestei expuneri, nu ați vorbit deloc. Și m-aș fi așteptat, pentru că noi românii citim totuși printre rânduri și am conștientizat tot ceea ce ați expus, venisem cumva pregătit să aflu despre cum. Și acum aș face o paranteză. Pe vremea comunismului, un prieten, pentru că practica yoga, a fost luat de securitate, bătut bestial zile în șir și la un moment dat și-a dat seama că nu mai poate să iasă de acolo viu. Și el a zis așa, îmi asum moartea. Și în momentul în care și-a asumat moartea, o lumină a coborât pe el și a început să glumească cu anchetatorii. În momentul acela s-a produs o schimbare în conștiința anchetatorilor. Au început să-i aducă mâncare, au început să-i aducă pâine, au început să-i aducă. Deci, ancheta și cursul anchetei s-a schimbat complet. Asumarea morții face parte din acest cum? Pentru că dacă problema nu este o problemă și este însăși soluția, în tot acest joc divin, soluția lui Dumnezeu, pentru a ne ajuta să conștientizăm sinele. Atunci mergem să discutăm astăzi seara despre Heidegger și Dasein, poate că la un pahar de bere. Eu sunt de acord, subiectul este fundamental,
omul în fața morții. Putem să vorbim despre teologie ortodoxă, despre islam, dacă doriți, sau despre interpretarea lui Heidegger, dar astăzi nu putem să rezolvăm toate problemele filozofice. Bun, atunci nu să ne vorbească mai mult despre cum. Astăzi? Păi deja am încheiat, scuzați-mă. Păi da, nu s-a spus absolut nimic despre cum în această seară. Să considerăm că avem un invitat care a rămas puțin... Mai puțin s-a desfăcut de expunerea domnului Seris. Înțelegeți cum e posibil să expui o sută de 400 de pagini, toate detaliile care vă interesează pe dumneavoastră. Asta e. N-am venit să impresionăm, am venit să informăm. Păi despre sunt și alte tocmai și eu am venit să aflu cum. În carte există detaliate toate sistemele. Aici a fost o necesare generală. Trebuie să ne retragem pentru că sala trebuie eliberată. Dacă îmi permite să fac câteva precizări doar, în primul rând, cu permisiunea noastră, vreau să îi mulțumesc foarte mult. Lui Lucien Seris, pentru prezența la București, dânsul și doamna Marta, nevastă dumneavoastră sare care este aici, a făcut un efort inclusiv financiar pentru a veni aici la București și pentru a ne vorbi. Eu vreau să accentuez încă o dată faptul că puteți găsi această carte aici, în România, datorită editurii Mica Valachie, la librăria Eminescu sau pe versiunea electronică, cum se zice, Elefant, da? Și pe mate. Da, și pe alte. De asemenea, unde e Horatiu Șerp? Prietenul nostru Horatiu Șerp mi-a promis că vom putea avea câteva zeci de exemplare la restaurantul La Copac, restaurantul conservatorilor bucureșteni, pentru cei care vor dori să procure și acolo această carte. De asemenea, pentru cititorii din Republica Moldova, puțină atenție, vă rog frumos, ultimele minute, da? Pentru cititorii din Republica Moldova, această carte poate fi găsită în rețeaua de librării Librarius. Și ultimul anunț este că, dacă dumneavoastră sunteți de acord, invitatul care va urma să vă vorbească cu ocazia lansării unei alte cărți, ar fi sau va fi, dacă doriți, Pierre-Antoine Placve, care a scris carte deja citată și tradusă în românește, și anume Soros și societatea deschisă, Metapolitica globalizării, care apare de asemenea la editura Universității Populare și, sperăm, la editura Mica Valachie de la București. Vom avansa sub suplimentar când anume ne vom întâlni, poate că într-o lună, maxim o lună și jumătate. Pentru cei care n-au reușit să intre în posesia acestei cărți, o puteți face imediat ce încheiem versiunea live a întâlnirii noastre de astăzi. Puteți să luați autografe, să faceți poze, chiar să și donații pentru editura Universității Populare. Vă mulțumesc încă o dată din toată inima. Vă felicit încă o dată cu prilejul sărbătorii naționale de astăzi. Doamne ajută!